Încă ne ghidează factorul religios în România, și când zic ne ghidează, nu e vorba că religia în ansamblu, nu. Pur și simplu sunt niște lideri politici care au. lideri religios care au o influență foarte mare în politic și, efectiv, România, în acest moment, este ghidată de factorul religios, nu de politică. Politica în România nu există. Există doar religie și atât. În România nu se face politică. Este doar episcopul, patriarhul, mitropolitul și o încrengătură din asta în care ăștia au intervenții direct pe politic și îi dictează. Adică îți spun, eu când am ajuns subsecretar de stat, voi m-am trezit cu un sobor de preu, stăteau la coadă, fiecare cu agenda lui și m-am trezit că zic, stai mă, ce se întâmplă aici? Dintr-o dată mă invitau la tot felul de evenimente, ospățuri, la un moment dat mi s-a făcut propunerea să mergem la un sex în grup de către, de... de către preoți. Auleu. Da, 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 vorbesc serios. Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Vișnel Bălan. Vișinel este activist pentru drepturile copiilor abandonați din România și candidat la funcția de primar al Comunei Joița din județul Giurgiu. Discutăm astăzi despre abuzurile recente din orfelinatele românești. Aflăm detalii din spatele ușilor închise despre lupta cu sistemul și descoperim povestea de viața unui om care a dovedit că situația din copilărie nu ne condamnă destinul. Eu sunt Teodor Cătăniciu, începe Dialog Liber. Vișnel Vălam, bine ai venit la Dialog Liber, mă bucur să te văd. Ce faci? Mulțumesc. Ca după o zi de muncă, aici îmi continui munca și invitatul tău în această zi, după amiază, seară, cum vrei să o încadrezi. Sper că e mai plăcut aici decât la muncă, dar o să vedem până la final dacă chiar așa este. n ce să zic acum, doar, doar am început. Hai să, așa, să, vedem cum merge. E plăcut în general tot ceea ce fac, adică da. și tot ceea ce trăiesc în fiecare zi, fiindcă o trăiesc, trăiesc autentic absolut tot ceea ce fac în fiecare zi și atunci nu există ceva care să-mi displacă pentru că nu fac ceva ce îmi displace. Asta e un, un mare nu știu dacă îți numesc privilegiu, noroc, șansă pe care o ai. Exact. Uh, mă energizează și pe mine să mă întâlnesc deseori la dialog liber cu oameni care uh, se dau jos din pat dimineața când e frig afară, motivați, știi, n-au din asta să se bage mai sub plap, să nu. Au o misiune și se duc zilnic să o execute. Exact, exact. Uh, un moment bun să introduc atunci cartea ediției, să nu uităm de ea. Trouble se numește, o carte scrisă de Rob Henderson. Uh, o poveste care m-a făcut să mă gândesc uh, la povestea ta. Multe paralele. Uh, Rob a crescut în sistemul uh, de orfelinate, mă rog, de orfelinate, de, cum se spune România, familii uh, care... Deplasament, Deplasament. sau asistență maternală. Exact. Uh, Foster families. La fel ca înțeleg povestea ta și ne vei spune, uh, ulterior uh, s-a tot plimbat dintr-o familie în alta, dintr-un loc în altul, uh, s-a tot lovit de uh, droguri, violență, uh, dar în Statele Unite, ulterior a ajuns să aibă o carieră de succes în armată, care l-a salvat în cazul lui. Uh, în cazul tău a fost mai degrabă cu Ada, actoria, nu armata iar apoi a ajuns să studieze la el și să-și facă doctoratul la Cambridge, uh, Iar astăzi este, este profesor universitar, o poveste fascinantă care sper să, nu știu, uh, uh, îți placă cel puțin din perspectiva paralelelor, uh, aș putea spune. Uh, și despre paralele aș vrea să, să fac o paralelă, aș vrea să intrăm și, și în povestea noastră de astăzi, pentru că pentru cei care nu te cunosc, uh, poate este un moment bun să faci o scurtă introducere a background-ului tău. Uh, așa că îți las ție spațiu să, să, te, să ne povestești despre tine un pic. Ah, e greu. La o lună și câteva zile am ajuns într-un leagăn de copii la secția distrofici din județul Bacău Deși până acum doi ani am trăit cu sentimentul că am fost mulți din brațele mamei, dar după ce am ajuns la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, mi-am solicitat uh, documentația, arhive. De unde vin, dragă? De unde Cine sunt? Ce caut aici? Cum am ajuns până aici? În contextul în care, pe perioada când lucram la parlament, am fost consilier expert și pe șef de cabinet al fostului senator Vlad Alexandrescu, am făcut o adresă către DGSPCB Bacău prin care am solicitat informații despre mine și aceștia mi-au răspuns că eu am fost instituționalizat la 9 ani. Când tu știi e clar că erai... normal, când eu am trăit altceva. Da. În momentul în care am ajuns la conducerea autorității pentru protecția copilului, am aflat că am fost într-adevăr de la naștere la secția Distrofici la leagănul de copii. Deci, asta e fabulos. A trebuit să ajungi cum ar veni șeful autorității. Exact, din protecția copilului ca să seama aflu cine tine. sunt. Da. Și am aflat. Ce era un lagă, scuză mă poate cei care nu urmăresc știu eu. Cum era înainte? Orfelinat, casă de copii. Okay. Doar că erau pentru bebeluși. Ok, deci un lagă e un orfelinat, cum se spune, pentru, da, pentru erau bebeluși. Era o casă de copii pentru bebeluși. Uh -huh. Asta era, așa erau atunci, legălile sau puponiere, cum am descoperit eu în arhivele statului, studiind pentru teza mea de doctorat, istoria sistemului de protecție a copilului în România, înainte de Marea Unire și după. Marea Unire, unde, în opinia mea, sistemul cel mai bun de, de protecție a copilului care a putut să existe în Europa și aș putea spune în lume, exista sistemul creat de Imperiul Austro-Ungar, mm. unde copiii erau plasați, copiii abandonați erau plasați imediat în familii de plasament. Deci, la 1900, vorbim de familii de plasament. Și după Marea Unire, într-adevăr, programul din Ardeal se încearcă o, extens, o extindere pe Moldova și țara românească. Dar Ardealul era un model de protecție socială în lume. Ca să nu mai spun, asta ca paranteză, sau nu știu. Na, nu, te de rog, diem, te rog, e, adică e prima dată când aud că am fost... Uh, da, da, am fost, da, 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 Eu da. Eu știu, și... doar că, dacă îmi permiți, imaginea mea și probabil la multura care ne urmăresc acea aceea de uh, Orfelinatele Groazei, articolul ăla din New York Times din anii 90 pe care le mai putem citi și astăzi, eram atât rău atunci să le citesc, despre... Trafic de copii, despre abuzuri sexuale, despre efectiv. Asta este imaginea mea pe care o am. Imaginea pe care tu o ai este una reală pentru că ea este, de fapt, rezultatul unui sistem de control, comunismul. Mm. Comunismul face un lucru interesant și anume centralizează toți copiii abandonați, traficați, copiii străzii, efectiv îi centralizează și îi mută din stradă, din unde sunt abandonați, în instituții create special pentru ei. De aceea, ideea lor nu e rea, sau n-a fost rea. Problema e că, dintr-o dată, niște oameni s-au trezit cu o mulțime de copii și n-au fost capabili să-i gestioneze. De aceea, mulți dintre ei, marea majoritate, fie au murit în aceste instituții, fie au ajuns în situații care au determinat suicidul. Cel puțin după 89, eu n-am să uit colegi de-ai mei care s-au îmbolnăvit de HIV, hepatită și alte malarii de astea, niște boli incurabile, în opinia mea, mureau pe bandă. Mureau pe bandă. Adică, colegi de-ai mei, noi avem la nu știu, la o săptămână, două, e adevărat că era în momentul nostru de fericire. De fericire, moartea colegilor noștri, pentru că era ziua în care noi mâncam cel mai bine. Era ziua în care ne bucuram de mâncare fiindcă ea era bogată atât în conținut cât și în tot ceea ce primeai. Deci praznicul era momentul nostru de fericire. Moartea colegilor noștri era fericirea noastră supremă fiindcă știam că mâncăm bine și știam că atunci, în ziua respectivă nu o să ne mai fure nimeni mâncarea din farfurie mm. pentru că toată lumea era sătulă. Mm. E, e șocant și e șocant faptul că asta. Nu vorbim de, din nou, de nu știu ce perioadă istorică. Nu, vorbim de, după 89. Pentru atenție. că tu ai fost în acest sistem din 1987 de, până... până. la 23, de, Până la 26 de ani, adică 2013, august 2013. Deci din iulie, din 24-25 iulie 1987 până în august. 2013, peste 26, Ce peste 26 de ani. Deci, ai văzut, sper, și o anumită schimbare, îmi, îmi imaginez, dar aș vrea un pic să, să nu ne abatem de la, de la perioada asta de tranziție, da. pentru că ar fi multe, de, multe de povestit. Și, din păcate, sau, mă rog, am văzut în pregătirea pentru întâlnirea noastră multe alte interviuri cu tine în care povestești diferite secvențe, momente din orfelinat momente care evident sunt sfârșitoare e greu să descrii mai ales la acea vârstă la momentul acela să descrii pierderea unui prieten, da, în unei prietene de ale tale care înțeleg că a fost uh... Georgiana, Georgiana da. de uh... 14 ani este a fost, a fost colega prietena mea de călătorie când fugeam din centru, din casa de copii ea m-a învățat o melodie când mergeam cu ea la cerșit în tren de luam vagon după vagon. Ce melodie este? Era aia cu mamelor din lumea ah, întreagă. Da, 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 da. Ei, ea m-a învățat și după ce mergeam din vagon în vagon, eu aveam tendința să întârzi. Adică, fiindcă eu eram genul de copil care, ok, eu nu stăteam doar să primesc leuțul, ci pur și simplu și interacționa, fiindcă dacă pe mine mă oprea câte o bătrână sau un bătrânel, eu chiar stăteam de vorbă cu ei sau... Pur și simplu mă bucuram când de mâncare. deci mm. Gândești că eram un copil nemâncat, adică eu dormeam în gara în sala de așteptare, iar în momentul în care mă urcam într-un vagon, mă bucuram că primeam atenție, mâncare, apă, că în sala de așteptare nu aveam nimic. Și fugeai de la orfelinat de ce? Pentru că condițiile acolo erau teribile, nu? Uh, vorbind de ce? De violență? De... Violență. Violența era ceva Și nu vorbim de violență între... Înțeleg ceva... că stafful, adică personalul orfelinatului era în sine violent, numai colegii tăi care, nu știu, în mediul ăla erau... Uh, în cazul dar... meu, să știi că Copiii nu au fost atât de violenți cât uh, era personalul. Uh. Personalul era, nu știu, erau ceva... Eu nu vreau să, nu vreau să ne întoarcem în momentele alea, am văzut. deci uh. Ideea doar că așa... nu, șt, nu pot să-mi imaginez. Adică, deși am experimentat, am trăit, mi-este foarte greu să-mi imaginez acele creaturi care aveau rolul de a ne proteja și ele efectiv ne mutilau. Uh. Ne mutilau. Deci ne băteau până nu mai puteam, până nu mai puteam respira povestea, una dintre chestiile șocante care l-am citit din povestea ta este ora de somn sau momentul de somn de la, în mijlocul zilei când înțeleg că ce se întâmpla veneau, poate ne poți povesti tu pe păi, scurt eu dormeam la etaj asta dintr-o zi nu întotdeauna aveam paturi supraetajate, era în funcție de cât de aglomerat era centru mm. și pur și simplu îți dădea pătura de pe ochi ce ploapa și Păi, trebuia să ți-o dea și pe aia ți ridica, exact, îți ridica și vrea să se asigure dacă dormi. Dacă tu clipeai, efectiv, nu stăteau să discute cu tine. Aveau de mai vargă, o chestie lungă și flexibilă. domne și începea de în tine. Dom'le, te băteau până te pișai pe tine. Nu-ți mai spun că te lua somnul după de durere. Efectiv, te lua dacă deci, și cum și te dau seama? Deci deschideau ploapa și ce și vreau să vadă? Începeai să tremuri. Să -ți, uh... Deci tu țineai ochii închiși, că nu puteai să dormi da, așa ți era? Da, 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 și îți ridicau pleoapa și tu oricum erai speriat, panicat de ceea ce urmează și îți tremura. Ceea ce era o certitudine pentru eu, educator, că tu de fapt nu dormeai. Mm, mm, mm. Și atunci nici nu stăteau. Adică... Și atunci fugeai, fugeai de multe ori din, din condițiile astea și te duceai unde? În gara, ai spus și... În gara. în nu era, nu știu, poliție, cineva să te oprească să ba te întrebe ce ba e m-au oprit. M-au, dus prima dată la centru, m-au bătut, m-au bătut cei de la poliție, după care am fugit din nou, până la urmă și-au dat seama că n-au cu cine să... Adică, inițial am încercat să mă amenții cu ideea că o să fac pușcărie dacă... Adică toate problemele din oraș o să le pună pe spatele meu și că dacă se întâmplă ceva, eu o să mă pună pe mine vinovat. Atenție, avem 8-9 ani. Anii 90, 95, 96, vorbim. <coughs> 95, 96, exact. Și ei încercau să mă facă pe mine responsabil de ceva ce atunci chiar eram și sunt o ființă foarte cu minte, dar eram atât de cu tot ce făceam era să stau în sala de așteptare pe două băncuțe, pe două, două scăunele, să zic așa, în partea stângă, lipidă calorifer, și stăteam acolo cu mințel, toată ziua. Exceptând în momentul în care îmi făcea plăcere să stau pe linia, pe șina de tren, întins, să miros... Uh... Uleiul, uleiul acela, 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 ar, acela, da, Uleiul ăla ars, da. Sunt, eu eram înnebunit. Deci, if, if, era ceva... Stai sub tren? Da, da, întins. Nu era trenul. Pur și simplu, mă întindeam. Aha, aha, aha. Căutam zone speciale unde și pur și simplu stăteam lipit. Adică era, era o relație de frăție între mine și linia de cale ferată. Nu întâmplător, nu știu. E clar că am avut, nu știu, înger, am avut. Era să mă calce trenul, dar nu știu câte ori. urie. -im Imagina, <laughs> păi, da. Odată mi-a salvat viața o doamnă care flutura stegulețul la, știi cum era, înainte la trenu, pe căile sau... de, exact, vine trenul și era una care, și aia m-a observat a început aia să urle, că eu eram în da. lumea mea, planetă o, altă dată eram efectiv paralel ca să simt trenul, paralel cu trenul și efectiv am simțit cum mă trage trenul sub roți tu eram paralel, dar era era că eu eram fascinat Vreau să văd cum șinele și cum trenul, cum roțile de la tren traversează șina, și cum șina se joacă. Da, da. Eu eram fascinat, aveam această fascinație. Nu mă întreba cum trăiesc, că nu știu. Cert e că am experimentat și mărturisesc că dacă fiul meu ar mi-ar sta inimul. Da, da, îmi imaginez. Adică, pentru mine, e toată, toată povestea asta e șocantă până la am înțeles că poliția din gară te trimitea uneori să furi. Deci, aia aia trimitea... era următoarea etapă. Era următoarea etapă poliția ca să mă lase în pace, fiindcă și au dat seama că n-au cu cine să, adică eram pe da. fixația mea, îmi mă trimiteau la culez de în curțile oameni merepe, adică fructe, mă puneau să sar, dute adun nuci, adun legume, adun. Deci și poliția le aduceam, "Da, da, gării. Și eu le aduceam și mă lăsau în pace. Să stai ca la, să da. plătești cum ar veni e, pensia, întreținerea da, de, la, de la din sala de așteptare, de așteptare. exact. Nu, uh, sunt. Mi-e e greu să-mi imaginez pentru mine, din cauza asta conversația asta, cu, cu atât mai mult mă bucur că avem, faptul că uh, mi-e străin genul ăsta de poveste, îmi pare aproape scenariu de film, dar tu ai trăit-o, este viața ta, este. Uh, și o văd că o spui astăzi cumva aproape glumind sau făcând. Uh... Păi, da, pentru că, în primul rând, eu mărturisesc, eu sunt șocat cum de-am supraviețuit sau cum de, -am, cum, de -am, cum de trăiesc. Mă întreabă copiii din centre. Pentru mulți dintre ei când le spun de succesul meu, ei cred că cineva mi-a construit povestea. Că ei spun că tu nu semeni cu noi. Îmi spun asta copiii și zic, zic că am crescut în sistem. E adevărat că ce mă face pe mine diferit față de ei este că eu am fost autodidact și eu am făcut alegerea pe care eu am considerat-o prin ceea ce am văzut la oameni. gândește că eu în gara am fost fascinat de oamenii la cravată. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii cu valiza, oamenii într-o anumită conduită. Nu întâmplător am această sensibilitate față de zona asta aristocratică. Am această, nu, nu mă întreba. Deci tu erai în gara când, cum ne povesteai și vedeai oamenii cu cravată și, și, fascinat. și ce te fascina la ei? Faptul că puteau Tot. să poarte cum se comportau? Cum... Da, eleganța discreția. Frumuse... adică aveau o frumusețe fizică, mentală, aveau tot. De la genul ăla de bădene, de vagabontaj pe care eu îl trăiam, îl experimentam, că eram vagabond, eram copil al străzii. Vinea un contrast. Contrastul care m-a fascinat era ăștia. Și ai făcut legătura atunci cu educația? Crezi că atunci ți-a intrat ideea asta în cap că tu trebuie să devii Cred că educația a apărut în momentul în care bătrânii din tren sau bătrânele tot îmi spuneau copilule, mergi la școală, nu abandona. O să ajungi o mare. Îmi spuneau asta. Băbuțele în tren care îmi dădeau un leu, 10 leu, 20 de lei, nu știu ce, și îmi dădeau de mâncare, nu abandona. Asta îmi spune. Nu abandona. Iar eu nu. Da, da, ascultam așa. Da. Da, da. Dar te duceai la școală în toată perioada asta? Niciodată n-am ieșit. Exceptând momentele în care am fost internat, chiar am un copil bolnav, întotdeauna am mers la școală. Cine este în toată povestea asta doamna Celina? C -c -c Cine a fost și a reprezentat pe tine doamna Celina? Monstru. Una. Ca au mai fost -o. Cassandra. Casandra, au mai fost... -o. Este ființa care m-a M-a lovit. Mi-a lovit copilăria, mi-a mutilat-o. Gândește-te că am fost un copil problemă, în sensul în care, pe la 6-7 ani, eu nu reușeam să. să fac literar râs, sau nu reușeam să scriu anumite litere, sau nu puteam să spun să trec de 5-6. Deci număram până la 1, 2, 3, 4, 5 bloc. Și aia. Bun. Nu știi? Nu știi? Ei gândește că mi, se umflaseră palmele. Ne dădea cu arătătorul la palmă până reușeam să zic șase. A, ah, deci ce? Până reușeam eu. să zic șapte. Până reușeam să zic opt. Și îți dădea numărul care trebuia să spui, de ori îți dădea la, la palmă. Uh, am coșmar și astăzi. Astăzi, la 36 de ani, am coșmar cu această te-ai întors vreodată după ce ai devenit demnitar, acum doctorand, candidat la primărie, adică ai devenit unul dintre liderii, să spunem, vizibil mai ales uh, în, în special, îmi imaginez, dintre colegii tăi și o să întrebă uh, ce s-a întâmplat, care au fost traiectorile lor. Te-ai te întors vreodată uh, să-i să privești în ochi pe oamenii care te-au rănit atunci, să încerci să ai un. nu știu dacă e vorba de iertare, dacă e cazul de așa ceva, dar măcar să înțelegi ce s-a întâmplat, ce a fost în. Uh... Am încercat cu cei de la The Guardian. O echipă de jurnaliști au venit. Am și petrecut două săptămâni cu ei, și chiar am am cumpărat un buchet de flori și am zis că să mergem să-i ducem, Doamne, Celina, un buchet de flori. Ei au fost șocați cum să-i ducem. Da, fiindcă la ură trebuie să răspundem cu iubire. Asta e, de fapt, cheia succesului. În momentul în care răspundem cu ură, de fapt, de aici se nasc războaiele. Noi trebuie să lăsăm întotdeauna de la noi. Capul plecă să abia nu, -ai, nu, nu tai. Cam ăsta a fost principiu. și în momentul în care le-am propus celor de la The Garden, haideți să-i luăm un bichet de flori și... Cert e că ne-am dus, dar n-am găsit-o. Însă în discuțiile avute cu oamenii din localitate ne-au zis că ultima dată au văzut-o prin piață, era vânzătoare într-o piață. Ne-am încercat să dăm de ea, <coughs> pentru că chiar vreau să, să, o confruntăm. Adică voiam, eram curios ce a determinat-o să fie un om atât de rău? Ce am pins-o? Ce. Pentru că cred că un... există și acest, acest comportament al unora care simpatizează pe cineva și are, are, are există această tendință de a-l chinui tocmai pentru că îl simpatizezi. E o formă de a-ți exprima iubirea. Da. 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 Greu de înțeles despre toate formele de, de exprimare. Există. Există și această posibilitate. Nu știu. Că înțeleg că eram un copil, totuși simpatic, eram copil blond, duț cu ochii albaștri. Totuși, cota pe mine era undeva la 60.000 de dolari. Cum adică cota pe tine? Păi, înainte, oficiul Național pentru Adopții, să zicem, creaseră un sistem în care copiii care urmau să fie adoptați aveau un preț. Adică un preț la modul în care, dacă, nu știu, vrea, voia o familie din America să adopte un copil exact. din România, vreau și îl plăteau? Da. Păi, nu știu, e... Piață. Nu e un pic... Piață. Nu. pentru pare... că, că, de fapt, erau considerate serviciile pe care organizația respectivă le realiza în sprijinul familiei pentru a finaliza procesul de adopție. Nu întâmplător au dispărut foarte mulți copii, pentru care nici astăzi nu avem o centralizare clară a copiilor care au fost adoptați sau au părăsit țara unii au părăsit fără ca nimeni să știe. Motiv pentru care există o perioadă de gol în care avem peste 10.000 de copii care au dispărut. 10.000? 10.000. Nimeni nu știe nimic. Ai 10.000. Umpli majoritatea stadioanelor din țara asta. Cu... Da, da. Ei, gândește-te că au dispărut copii. Deci până în 97, aș putea spune chiar până în 2000, în România dispăreau copii pe bandă. rulantă. Adică efectiv eram o piață deschisă. Și aici vorbim, evident, de uh, motivații cât se poate de uh, negre, mi imaginez. de la nu cred că au fost toți adoptați de familii benevole. Nu vreau să comentez, fiindcă unele informații sunt uh, extrem, extrem de grave. Ok. Asta, vorbim că imaginează... de trafic, vorbim da? de... Gândește că rețeaua asta de trafic de organe, în care oameni cu un potențial financiar preferau să cumpere organele unui copil pentru a-și face transplant, sau, în funcție de sănătatea copilului, se făceau tot felul de intervenții, și erau oameni care erau dispuși să plătească bani grei pentru dispariția unui copil. Da, e, e greu de, mai ales că mai auzim povestea asta în China, mai auzim povestea asta în anumite țări din Asia, din păcate ramai. chiar până astăzi, dar faptul că se întâmplă în Europa. Este și atât de aproape de noi, deci în copilăria ta, în copilăria mea, este, este șocant. Întrebarea naturală care pleacă de aici, pentru că am văzut recent, da, scandalul în care fost ta, să spun așa, conducătoare ierarhică, doamna Firea, a fost implicată cu azilele bătrânilor unde condițiile erau, iarăși vorbim de condiții inumane sau de condiții extrem de, de neprielnice, Uh, întrebarea ar fi dacă cel puțin în zona de uh, instituții publice care ar trebui să apere copiii dacă lucrurile s-au schimbat. Uh, mai există doamna Celina sau doamne Celina astăzi în sistemul de uh, orfelinate din România? Absolut. Ce m-a revoltat pe mine în relația cu Gabriela Firea e că această femeie Nu a conștientizat până în ultima asta de metri că sunt probleme în sistem. Efectiv, declarațiile ei erau halucinante în spațiu public, spunând că nu există probleme și că nu e, sistemul nu asigură tot ceea ce e necesar și că nu există nicio problemă. În contextul în care eu îi raportam pe WhatsApp în timp real probleme, și aici, în spațiu public, spun că nu există nicio problemă. Și eram, eram șocat. Zic, măi, nu se poate așa ceva. Nu poți să spui că nu există când... Tu mai... Eu -ți semnalez. Vezi că ai probleme acolo. De exemplu, cazul de la Giurgiu cu presupusul abuz sexual între un, un alt uh, funcționar, să spun, uh, public sau... Uh, un ales uh, județean și copii dintr-un, fete dintr-un centru. Existau acolo niște suspiciuni clare, rapoartele autorității arătau că există probleme extrem de grave la Georgiu. Gabi Firea a ales să iasă în spațiu public după ce am făcut presiuni și după ce am amenințat Adică Nu se poate să spui că nu sunt probleme, când vorbim de niște fete care au rămas însărcinate, și implicat era un angajat de la Consiliul Județean. Plus că acolo nu-i doar angajatul, adică e un întreg cerc. Nimic. La fel aveam probleme foarte serioase, unde din nefericire s-a lăsat uh, cu o tragedie, de fapt. Ăsta a fost și comportament. De fapt, de aici a dus la demiterea mea, în momentul în care eu am devenit ferm. Și am zis că voi vorbi în spațiu public dacă nu ne asumăm moartea copilului de la Covasna. Unde eu am solicitat, un copil din centru s-a sinucis, iar eu am solicitat întâlnire, am solicitat o, o, o comisie de criză pe toată țara și să încercăm să vedem care este cauza suicidului și morții în rândul copiilor Aflați în grija statului. Că la câteva săptămâni un alt copil din Hunedoara s-a sinucis. Și nu, nu s-a vorbit. Și atunci, eu pe fondul ăsta le-am zis, dacă nu se întâmplă nimic, voi reacționa. Ceea ce am și făcut. Ei mi-au zis că o să cedezi. Și că o să-ți demisionezi. Tu zic, nu, nu, eu nu demisionez. N-am de ce să demisionez. Interesul meu să schimbă, că de asta m-ați spus aici. Și efectiv mi-au zis că nu. Te-am pus ca să stai cu minte în birou. Așa ți-au zis? Da. Mi-au zis să stau cu mine în birou. Pentru că, aminte, nu întâmplător, tu... biroul meu s-a numit cel la 13. Poză pe care eu i-am trimis-o Gabriele Fire. De deci, ce am trimis? Uite, chiar vreau să Dar zic. Dar cum ți-au pus? Ți pus? acolo la, la ușă? Eu am pus. Eu am pus <laughs> pentru că m-au pus la ultimul etaj. De ce ult... Deci eu am fost izolat. De toți, de toți, Deși tu erai în principiu ce urma. Eram de un da. vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecție. Subsecretar de stat. Subsecretar de demitar, stat, exact. Și pe tine te-au închis în birou. Exact. Și atunci eu. Dar cum, adică nu te-au închis cu cheia? Presupun că doar nu aveau voie angajații să vorbească cu tine, le s-au spus că da. sunt consecințe. Ah, Nu-ți nu explic. că Eu mergeam din birou în birou să discut cu angajații, să înțelegem care sunt problemele, să-i stimulez, în primul rând, da. să se implice. Gândește că eu l am zis a angajaților. La, la, prima noastră zi de relaționale în care m-am prezentat, oricum mă știau toți, mm. dar le-am zis ce vreau să fac, păi președinte a zis că ignorați-l, că glumește. Eu nu glumeam. Era vorba de ce? De desfințarea? Uh... Nu, <coughs> ai alt subiect. Le-am zis că e momentul să acționăm în sprijinul copiilor și să intervenim pe zona de trafic de copii. Și dacă e nevoie, vă invit să luăm vestele antiglonți să intrăm în forță în acele hoteluri, în acele clădiri unde se practică prostituția infantilă. A, în România. Sigur. 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 Dar nu există. Mă gândesc... Cel mai probabil în timp ce noi vorbim acum, într-un hotel aici de 300 de metri, sunt sigur că sunt cel puțin trei copii care întrețin relații sexuale acum, în timp ce noi vorbim. Da, serviciile de informații din țara asta nu e asta, practic, tema lor de interes, nu cu asta ar trebui să se ocupe. Mă gândesc că acolo ar trebui să existe o legătură strânsă între voi și ei și alte autorități care sunt. În pot. perioada mandatului meu, eu într-adevăr am avut un om de legătură de la SRI și a fost o relație spectaculoasă. Când cu omul ăla îmi spune exact ce mi se întâmplă și îmi spunea să rezist. Deci asta îmi plăcea la el. Era atât de simpatic și îmi spunea te rog să reziști. Vor fi momente și mai critice pe care ți le-au pregătit. Și rugămintea mea nu ceda. Cine ți le Adică, colegi, cine ți le pregătească? Fire. Păi Pentru ei. că o deranjam. Aha. Eu, eu, am dus lupte serioase inter. Am așa bibliografie. În care am încercat să mișc. Adică eu, eu n-am lăsat-o. Ea să aștepta ca eu... Să fii de... Un copil așa, cu minte, gingaș, Să dai să mâna, să zici mulțumesc. Da. Uh, și n-a fost așa. Deși, dacă înțeleg corect, uh, ea a insistat ca tu să nu, adică a fost... Uh, da, 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 da. Ideea de la, de la dânsa a venit, nu de la, nu de la tine da. să te bați să te numească în funcție. Nu, eu la... De ce a m-a întrebat? Ce ți-ai dorit în viață? Pe păi zic ce-mi doresc. Avem o lege blocată de aproape patru ani în Parlament. Indemnizație pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc centrele de copii. Puteți să mă ajutați cu asta? Eu sunt cel mai fericit. De patru ani este blocată. Îmi zice, în șase luni să rezolv. Parolistă. A reușit. -a în rezolvat. patru luni. În patru luni. Vreau să facem echipă. Te las să faci ce vrei. În beneficiu copilului. A doua zi a durat două luni. Din momentul discuției pe 19 ianuarie 2022, ora 6, <coughs> Până pe 3 martie, când am fost numit eu, eram într-o saună în Finlanda, așa, m-a sunat cineva de la administrația prezidențială să mă felicite, eu eram în saună, la 120 de grade cu telefonul în mână. Și îmi zice, vizinel felicitări, zic, pentru ce? Păi, n-ai văzut? Zic, dragă, sunt în Finlanda, zic, sunt în saună, tocmai mă topez, ar să ar telefonul. Zi repede. Păi ce cauți cu telefonul în saună? <laughs> Ia avea! să zic, dragă, nu contează, nu știu mă uitam pe ceva, eu știu, nu cred că contează, păi stai că trebuie să zic eu te-au numit cine m-a numit, drag? păi nu știi? te-a numit uh, guvernul auzi, da, pe tine nu te întreabă nimeni dar este nume... adică mă gândesc că sunt niște documente acolo, le semnez că doar nu te angajează așa nu, din, din neam nu, 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 De, nu adică te poți trezi într-o dimineață că ești da, numit și tu da, ai... da, <laughs> da, da auzi. gândesc și eram în Finlanda, eram panicat I-am scris imediat Gabrielei Firea, zic, eu sunt în Finlanda, zic, ce fac? Și să știi că nu aș fi dat 1500 de euro ca să mă întorc, adică totuși, nu. M -am, m am, așteptat în zi și m-am tot la normal. Mm. Și când am ajuns, mi-am luat zi de concediu pentru ziua în care nu eram în țară. Pentru că eu nu aveam nimeni de unde să știu. Că prin nimeni nu m-a anunțat, vezi că mâine sau peste o săptămână vei fi numit. Plus că ei aveau o problemă cu ei, în sensul că ei se întâlneau, eu primeam conversațiile lor, ei se întâlneau și discutau băi, nu ne este frică de vișine. Cine? Președintea autorității cu doamna Firea? Cu cine? Toate. Că erau divele. Ele, ele trăiau o panică. Băi, nu putem. Ăsta o să ne facă probleme. Efectiv asta. Iar avocatul... Avocatul meu care m-a și susținut în procesul ăsta m-a recomandat, nu știu ce. Procesul ce, doamna, a cu proces procesul de numire. Procesul da. da. Uh, încerca să le convingă pe fete că, să stea liniștite că se poate colabora cu mine dacă ele sunt oneste și dacă interesul lor e unul real de a face ceva pentru copii. Hmm. Nu avea acest interes. Da, din ce cauze? Erau motivate financiar de alt, adică aveau care erau interesele lor dacă nu acela de a face bine. Că până la urmă nu erau plătite, cred că extraordinar. Bine, îmi imaginez că sunt plătite bine față de ce ar fi putut să obțină mediul privat. Dar vreau să spun, adică nu îți schimbă viața, ai găsit celula? Am găsit. Arată-ne, te rog, pe cameră celula. Ia să o punem așa, să o vedem cu toții la cameră. Celula 13. Asta ai pus-o tu, da? Și asta era, asta era biroul tău? Da. Am înțeles. Celula Și am înțeles că biroul tău, o să-l pun așa să se vadă la cameră, am înțeles că biroul tău era deschis 24-7 da, 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 deci eu răspundeam la orice oră și mai mult de atât uh, bine, la muncă trebuia să mă adică mă dădeau afară la un moment dat nu aveai voie zi. să muncești mai mult decât la programă, că stricai uh, gândește că am creat pro adică m-au certat m-au băgat în ședință Bă, că da. de ce am audiențe și explicam măi, oameni buni noi de-aia suntem aici ai activat toți nebunii, toți retardații toți... băi, oamenii ăia suferă, măi mai că veneau la tine oameni care erau în suferință din diverse probleme, mă gândesc. Nu? Deci, Aveau... pe lângă tineri, copii din centre, și asta, vineau tot felul de oameni cu probleme, pe divorțuri, pe, în general, unde era vorba despre un copil. Uh -huh. și, sau vineau oameni care îmi semnalau abuzuri la care au fost parte, copii, și încercau să discute cu mine mecanisme prin care să încercăm să intervenim. Uh -huh. Iar ei mă bag în ședință și când zic ei, președinte autorității, secretarul și toți alți, <coughs> consilieri doamne ministru, mă băgau în ședință că i-am activat toți nebunii, că de când am venit o autoritate, s-a făcut coadă la ușa mea. Păi normal, că de-aia suntem aici. Suntem aici să servim interesele acestei țări. Iar categoria grupul ținte spre care noi ne focusăm energia sunt copiii, doar că copiii au niște adulți. Iar adulții trăiesc niște experiențe și vin să se consulte cu noi. Da. Iar noi suntem demnitari. Iar demnitarul, statutul demnitarului este să servești interes, să servești interesele țării. Iar țara e formată din acești oameni. Mm -hmm. Pentru mine e o enigmă, eu, dacă îmi permis să iau poziția avocatul diavolului. Uh, mie mi se pare că există o fărâmă de... Adică există indicii care să ne că doamna Firea a încercat să schimbe niște lucruri. Că a trecut legea, că te-a mai ajutat aici pe acolo. Deci cred că punctual, pe anumite lucruri, ea, din ce îmi povestești tu, corectează-mă dacă n-am dreptate, părea să aibă un anumit interes real, nu doar de fațadă. De ce crezi că n-a mers mai departe? Pentru că era inconvenient politic, pentru că alții peste ea îi spuneau că nu e în regulă. Simplu că pierdea voturi și nu avea chef. unde Eu cred se... că firea, ce puțin în relația cu mine directă, a fost rezonabilă. Adică lucrurile pe care și le-a asumat în relația cu mine a fost corectă. Însă au fost și lucruri pe care nu le-a respectat, și cel mai probabil nu le-a respectat pentru că a existat influență externă, și aici mă refer președinta. Gândește-te că la un moment dat ne-a chemat Gabriela fire la guvern întâlnire cu toți demnitarii, iar Gabi i-a zis președintei Elenai Tudor, te rog frumos să-l implici mai mult pe vișinel în procesul intern și mai mult de atât te rog frumos să îi mărești atribuțiile. Și știi ce îmi zice Elena Tudor pe scările guvernului? Ce te-ai dus repede să te plângi? Cât voi fi o președinte, nu te atingi mai multe atribuții. Respecti doar ce există în HG. Ce crezi că dacă te plângi, gata, mă sperii? Deci, nu tu este tocmai de din întâlnire cu ministru, da. cu da. șefa ei, da. sau poate șefa șefei ei, uh, și ea spune că. Da. Și așa a făcut. că cât va fi a președinte, mie nu -mi se măresc atribuțiile. Și să mulțumesc pentru această șansă că am ajuns demnitar vicepreședinte și că să stau cu minte. Și că dacă vreau să rămân pe post tot ce trebuie să fac este să stau cu minte în birou. Dar această doamnă de unde avea ta curaj? Avea, nu știu, spatele asigurat? 20, așa, de, ani, tot felul de, 20 de ani director la Autoritatea Națională pentru Protecția a, Copilului. Deci acolo de când a început? De ori. la naștere, exact. Da. A fost director de GASPC. Constanța, adică ca să înțelegi, era un om al sistemului, construit de sistem. Mm. Și eu sunt un om al sistemului. Important asta, să nu uităm. Eu am crescut în orfelinat. Copil abandonat. Eu sunt construcția unui sistem. Că eu am fost autodidact și am reușit, ăsta e norocul meu. E adevărat că nu toți copiii reușesc. Nu toți copiii au șansa asta. Gândește-te că, statistic vorbind, copiii care au crescut în casele de copii, după 89, șansele lor de supraviețuire, de integrare, de reușită, era extrem, extrem de mic. Dacă pe vremea lui Ceaușescu plecai din centru spre o locuință pe care ți-o dădea partidul, după 89 s-a închis la Cătu, la gara de nord în tunelul. Din plecai din la gara de nord sau, cum era la mine la centru, plecai în parc. Și dormeai zi și noapte și vineai după amiază la noi și ne cereai să renunțăm la una din porții. Și asta în cazul în care copilul respectiv, tânărul respectiv avea o relație de încredere cu tine, s-a înțeles bine pe perioada cât era în centru și tu renunțai la felul 1 sau la felul 2. Ca să aibă ce să mănânce în fiecare zi, pentru că el dormea în parc. Um, că n-avea unde să doarmă. Mi-aduc aminte și tu, tu ai trăit, din păcate, vremurile alea, era practic toată zona de la gara de nord din București, plină de aceste orașe subterane cu aurolac, cu pungile de aurolac, Chiar e o imagine faimoasă făcută de un fotograf român, ajuns ajunsă copertă la, nu mai știu dacă era Newsweek, New York Times, era o publicație mare, era vorba de un copil de vreo 4-5 ani, complet gol, complet abandonat, plângând din, mă rog, așa cu tot corpul, într-o stație de tramvai din București, cu oameni care treceau pe lângă el, văzându-și de, de, mă rog, de viață. E o imagine dramatică, o, nu știu, un simbol al acelei perioade. Și majoritatea dintre aceste persoane presupun că nu s-au reintegrat, ci au sfârșit în tot felul de moduri cât se poate neplăcute. Ce s-a schimbat de atunci până acum? Totuși revin la tema asta. Înțeleg că un lucru l-ai menționat tu, este faptul că la 18 ani acum există această lege Din care... Din 2022, cu sprijinul minunea firea, Spune ne despre ea. Deci, la 18 ani, poți. Copiii, tinerii peste 18 ani beneficiază de o indemnizație lunară timp de aproape 8 ani, adică până la 26 de ani, care este valoarea 3170-3180 de lei pe lună. Ok. Plus 3 salarii minime pe economie la data încetării măsurii, adică aproximativ 10.000 de lei. La finalul. Ok. Uh, o și singură dată. Care sunt condițiile? Ai 18 ani, ai fost în sistemul de plasament instituționalizat. Atât. Uh, nu trebuie să, nu știu, să te duci la școală, să ai o meserie, să... Trebuie să mergi, să-ți continui studiile sau să muncești pentru aia 3.100 de lei pe lună. Uh -huh. Pentru ei alți, 10.000 de lei, aia pur și simplu că ți-a încetat măsura. Okay. S-a încheiat măsura, îi primești o singură dată și atât. Pentru cealaltă sumă, adică cea de 3.000 ceva de lei pe lună, Acolo trebuie să faci dovada că îți continui studiile sau muncești. Iar aici, continuatul studiilor, poate să fie și o școală profesională, nu vorbim neapărat să te duci la universitate să studiezi. Să știi că e interesant. În lege și în reglementarea noastră am lăsat o părtiță. Nu e foc, adică nu te obligă să zice să fii, să-ți continui studiile. Uh -huh. Acum, e interpretabil. Unii am văzut că aplic, alții, în funcție de... Dar special am lăsat această liberă, adică această portiță, tocmai în ideea în care cine reușește sau cine se prinde, mai forțează lucrurile și, dacă ești la o pozicială, de exemplu, să poți să beneficiezi de această indemnizație. Scopul principal al ideii este să continui studiile, în sensul să faci o facultate, mm -hmm. studii superioare, să încerci un master, să încerci, de ce nu, un doctorat. Uh, ideea este excelentă, sunt curios de ce s-a <coughs> întâmplat în perioada asta, sunt deja deci peste 2 ani de când măsura este să spunem pusă în, în aplicare. Cum gestionează uh, tinerii, uh, influxul ăsta financiar, pentru că îmi imaginez că deodată ai o sumă în momentul la mare pentru tine, dacă n-ai avut deloc înainte. Uh, presupun că nici în sistemul instituțional de protecție a copilului, la fel cum nici nu avem în școlile publice, educația financiară nu există. Cum arată experiența asta în practică? În sensul că, nu știu, vezi acești tineri că își investesc banii pe care îi primesc productiv sau îi bagă la păcănele și îi pierd imediat? Un mesaj. Un mesaj primit astăzi. Te rog frumos să-l citești. Astăzi. Ca să înțelegi să-ți răspunzi la întrebare. Bună ziua, domnule Bălan. Mă numesc nu spunem, vreau să vă întreb cu în legătură cu suma acordată la 18 ani, urmează să părăsesc sistemul de protecție socială, am ieșit din sistem și am făcut cerere de acordare a banilor. Din data de 8 ianuarie 2024 am întrebat în cât timp voi primi banii, în maxim o lună sau două, au trecut patru luni de zile de când am ieșit din sistem, iar eu încă n-am fost anunțat în legătură cu suma acordată tinerilor care părăsesc sistemul. Ce pot să fac? Vă mulțumesc frumos. Deci, înțeleg că nu prea merge în realitate la fel de bine cum ar trebui să meargă. Sper că la un moment dat e o problemă de birocratie. Eu am nu scris de... că am transmis mai departe. Să știi că am ajutat foarte mulți copii și când eram în funcție. Erau copii tineri care plecaseră sau părăsiseră sistemul de protecție a copilului de 3, 4, 5 ani Domnule, și nu-și primiseră indemnizația. Care, atenție, atunci era o chestie mică, era gen 1000 de lei, 2000 de lei. Și nu-și primiseră care... Acum, într-adevăr, eu sunt mă și înțeleg. Așa, fiind în interior, am aflat unde erau blocajele. Și anume că ei nu aveau... Ca... Adică, ei nu anticipau costurile pe dezinstituționalizare. Mă refer cei de la DGASPC, că ei fac o notă. dar Dă în fundamentare către Consiliul Județean. Pe, faci o estimare câți tineri urmează să ceară încetarea măsurii protecției speciale. Pe baza acestei note de fundamentare, tu aprobi și îți faci bugetul pe această categorie. Deci au subbugetat suma necesară la început. Exact. Mm. Dar uite, suntem în 2024 și încă ai această problemă. La vasul lui sunt foarte mulți copii tineri care au ieșit și n-au primit nimic. Sper că măcar reactiv că nu îi lasă. Când. Uh... Eu uh, mi-am asumat și i-am propus și domnului avocat să facem o acțiune colectivă și să invit tinerii care au trecut prin această experiență uh, să se înregistreze pe o platformă pe care vrem să o construim și să dăm statul român în judecată. Domnule, ai o lege. Uh -huh. Este inadmisibil să treacă lunile și tu să nu primești nimic și tu totuși trebuie să trăiești. Atenție, tu trebuie să trăiești. Ca să nu mai spun că începi un nou, un nou capitol, iar tu trebuie să ai niște, trebuie să ai un bagaj de situații, experiențe, trebuie să ai niște abilități dacă, le -ai, dacă ai reușit să le deprinzi în perioada instituționalizării pentru a face față unui nou context. Și atenție, contextul ăsta, tu poți să faci față cu bănuții respectivi, fără nimic, chiar n-ai cum. Am avut situații în Cluj, tineri care au plecat la 18 ani, își continuă studiile și efectiv mi-au făcut scrisoare și mi-au zis că lor nu le ajung banii. E. 3000 de lei pe lună. Și am încercat să le explic. Măi, dragule! Eu, student, anul întâi, la drept, primeam de la protecția copilului 250 de lei pe lună. Iar eu cu 250 de lei trebuia să mă hrănesc. Și atenție, îmi plăteam facultatea. Eu plăteam. Nu eram la buget. A. Și cu toate astea nu m-am plâns. E adevărat că ce am făcut a fost să. cât am înaintat în vârstă și am devenit mai serios, mai, că eram și înainte, <coughs> mai vagabond. Așa? Am devenit mai serios, uh, automat m-am gândit cum pot să ajut sau cum pot să fac ca cei care pleacă la 18 ani să fie într-un echilibru. Și să poată să confrunte viața. Plus că uh, nu întâmplător, și aici am apreciat-o pe Gabi Firea, și anume a mărit uh, banii de buzunar. Eu, cerând în toate postările mele publice, am făcut cercetare despre în 2015, în care am cerut, domnule, măriți banii de buzunar. Înainte erau 28 de lei. Mm. Acum ai 150 de lei. Tot în mandat. Pe luna. ce? Pe lună? Pe lună? Banii de buzunar. Da. Care este diferită de alocație. Uh -huh. atenție, un, deci acum un tânăr care pleacă din centru la 18 ani poate să beneficieze de acea indemnizație care sunt 3 salarii minimi pe economie o economie aproximativ 10.000 de lei plus acest 3.000 și ceva de lei pe lună plus, atenție, banilor alocația lunară de stat, ei nu o primesc este pusă într-un cont deschisă pe numele copilului capitalizată an de an și ei au acces la acest cont abia la 18 ani. Uh -huh. Ei înainte n-au voie. Și se strângeau sumă și de acolo. Măricică. Da. Adică am avut situații în care pleca copilul cu 40 de mii lejer. De... 40 de mii de lei. De lei. Uh. Am avut și situații în care copiii trebuiau să plece cu banii și nu au mai, mai găsit bani în cont. Am avut un șef de de la o direcție de protecția a copilului din țară, de, la, de contabilitate, director sau șef de contabilitate, direcția de serviciu economic, care efectiv a fost condamnat pentru că a luat din bani copiilor, din conturile copiilor. Iar al doilea șef a făcut același lucru. Și l-a condamnat. Aoleu. <laughs> Înțelegi? Și pe mine mă mai sunau copii și zic, imi, cine, eu nu trebuia să am niște bani? Zic, bă, da, eu, de exemplu, când am plecat la 18 ani, la 26 de ani, eu nu aveam nimic. Nici n-am știut că există așa ceva. Da, exista în momentul ăla, probabil nici nu exista. Da, exista. Exista așa atunci, dar n Da, da n-am știut. Și din fac? 2010. Eram ieșit cu trei ani mai târziu. Și povestea ta nu e unică. Mă gândesc că mulți copii Siguranța. din astfel de medii nu sunt informați în mod corect Absolut. În care sunt drepturile lor, cum se pot. Nu întâmplător eu fac Încerc la o perioadă de timp să fac cercetare în țară. Scopul meu nu este să fac cercetare. Scopul meu este să fac informare. A. Deci, scopul ascuns al cercetării, o declarație în premieră, nu este să fac cercetare. Este să fac informare pentru că informarea, de fapt, e o garanție că acel copil pleacă cu ceva. De exemplu, în momentul în care m-am dus și am făcut cercetare în toată țara, în centrele de copii cu privire la faptul că pot să mai stea încă 2 ani, perioada în care se pot pregăti pentru o viață independentă se pot pregăti să înțeleagă pașii uhum. spre autonomie nimeni nu știe asta cum la fel am avut situații în care uh, un procent extrem de mare de tineri nu știau că au voie să stea până la 26 de ani dacă își continui studiile mulți dintre ei s-au trezit la 18 ani efectiv dați afară de aceea mulți dintre ei pe care eu personal îi cunosc s-au apucat de OnlyFans sau practică prostituția online cea sau, fiindcă au încercat să se agațe imediat de o, resursă de o sursă de finanțare banul rapid practicând prostituția online. Aici. Și atunci cine devine? Copilul? Tânărul? Sau sistemul care nu l-a pregătit? Răspunsul este evident. Întrebarea este ce poate să facă sistemul ca să îi pregătească corect. Vorbim pe de o parte de educația financiară care lipsește. De Dar mai degrabă, în sensul în care îmi imaginez că sunt cazuri, nu știu dacă probabil tu te-ai întâlnit cu multe în care banii ăștia sunt cheltuiți imediat sau la fel imediat cum vin, sunt dați la pariuri, la lucruri care nu le aduc niciun, sau mai rău, droguri, eu știu, astfel de Cred că cel mai șocant caz pentru mine, de când mă ocup de tineri, am depășit peste 1300 de tineri pe care efectiv i uh. am ghidat fie să-și recupereze banii, fie să dea judecată de pe ul Am câștigat la Botoșan, l-am pus pe tânăr să dea judecată de pe ul și a câștigat. Fiindcă l-au dat afară și nu i-au dat nimic. Și am zis, mă, e dreptul tău. Și pe aia m-a sunat cu fericit, entuziasmat și fără să-i plătesc avocat. I-am dat un avocat doar să-l ghideze să facă acolo niște chestii și atât. Nu, s-a dus singur în instanță. Și m-a sunat plângând să-mi spună Vișinel, nu mă așteptam să câștig. Dacă tu nu mi spuneai și nu mă încurajai să atac în instanță de geasă pe Ceu Botoșani, n-aș fi avucurat să fac asta. Și s-a întâmplat am trecut spre sfârșit, domnule. Dar, ca să-ți răspund la o întrebare, și anume cum a evoluat sistemul de protecție a copilului, pot să spun că a evoluat. Suntem într-o evoluție. Prima revoluție, să spun așa, de transformare, de reorganizare instituțională, începe în 97, când aceste căsuțe, case de copii orfelinate, cum se numeau ele atunci, sunt transferate de la Ministerul Învățământului respectiv Ministerul Sănătății către Consiliul Județene. Consiliul Județene for, uh, înființează în baza reorganizării instituției de pe urile direcțiile de protecție a copilului, direcțiile de asistență socială și Protecția copilului. E. În 97 începe, însă real, abia după 2004. Deci ca să înțelegi, din 97 până în 2004, încă șapte ani de tranziție. Deci tu ai o tranziție în primii din 90 până în 97, ai o primă tranziție, The House unde au venit aia săraci și au transmis în timp real genocidul din țară. Și mai încă șapte ani de tranziție, de 97 până în 2004. Abia în 2004 vorbim pentru prima dată de o lege, legea 272 pe 2004, care vine cu un pachet de reforme în beneficiu copiilor aflați în grija statului. Abia în 2004. Okay. Deci, până în 2004, adică timp de 14 ani, de fapt, în România nu s-a întâmplat nimic. Erau doar declarații publice. Și mulți copii care mureau. Foarte mulți copii. Iar eu, când am fost în funcția de vicepreședinte, tot ce am cerut guvernului a fost să recunoască atrocitățile din România, produse în aceste instituții lagăre. Și ce am mai rugat pe acești oameni e să facem ceva și să ne asumăm. Și mi-au zis, nu putem face asta. Pentru că PSD era la guvernare. Pentru că noi eram la guvernare. Păi zic, da, dar nu eram eu. Eu eram un copil. Da. Eu înțeleg că m-ați propus voi în funcție, dar istoria, dacă nu o recunoaștem, riscăm să o repetăm. Absolut. Înțeleg că un lucru bun care s-a schimbat de asemenea pe lângă această sumă pe care o primește la 18 ani este faptul că copiii sub 7 ani nu mai pot să fie, așa cum a fost cazul tău, din păcate, puși în aceste, nu pot să fie instituționalizați, nu? adică nu pot să fie puși în aceste centre Copii colective. Copiii sub 7 ani nu mai pot fi instituționalizați, însă ei ajung cu măsură de protecție, fie la sistem maternal, fie la familii de plasament, familie extinsă. Dar ajung cu o formă de plasament. Dar nu instituționalizați într-un centru. Excepție, există o excepție. Copiii cu dizabilități. Uh -huh. Dar avem în România copii instituționalizați sub șapte ani. Am fost eu personal și am văzut. Și invoca, uh, și atenție niște copii impecabili, din toate punctele de vedere. Doar pentru faptul că părinții aveau HIV, uh -huh. copiii s-au născut cu HIV. Atât. Era singura problemă. Restul erau. Acei copii au fost refuzați de asistenții maternali, de familii de plasament, nu care cumva să se îmbolnăvească de HIV. Atenție, nu ți se întâmplă nimic. Eu, acum trei ani, patru ani, am sărutat o persoană seropozitivă, după care mi-am monitorizat, tocmai ca să înfrunt această temere, pentru că da, și eu aveam această temere. Și am început să lucrez cu mine. că nu se transmite. Mm -hmm. Chiar nu se transmite. Eu am testat. Și înțeleg că astăzi oricum este o condiție chiar care pentru... poate să fie manageriată pe termen lung, nu mai este ce o practic mai o sentință la moarte să să înțeleg că e un pic, e, mă rog, poți e să o okay. Da, da, chiar poți numai. să ai, absolut chiar ai o viață normală și speranța și de viață, nu cred că mai A crescut, aproape 35 de ani a crescut, adică da, e mult mai mult. mai bine. Uh, însă ai situația asta în care oamenii pentru că au, nu au cultură, da, da de e hiv ce ce frică, pf, e, e de panică. Da. Nu, nu este exclus. Și atunci copilul ăla este încadrat la dizabilitate. Mm. și nu e sever, atenție, este o dizabilitate care poți să gestionezi, dar copilul este cu medicație înainte nicio treabă. Și atenție, nedetectabil egal netransmisibil. Tu poți să ai HIV să fie nedetectabil, pentru că e o medicație care te susține și care. Eu am avut copii, colegi, care au murit. Pe bandă, Rolandă. Pe bandă, efectiv. Am trăit într-un centru în care lângă mine era un corp doar cu seropozitivi. Gândește-te că am fost acolo până a murit ultimul copil până la ultim. Era o fetiță. Mm. Și care aveam o relație extraordinară. De fapt, cu toți de acolo am avut o relație extraordinară. Dar am stat acolo. Deci, centrul unde stăteam eu în Bacău era lipit de acest corp și efectiv mureau așa pe bandă. Pe bandă. Nu aveau acces la... Nu, probabil nici nu exista în momentul acela același tip de tratament, dar presupun că și tratamentul în sine, calitatea lui era foarte scăzută. Asta e durerea într-un astfel de moment în care tocmai cei mai vulnerabili de asta e și de nedrept, cei mai vulnerabili care nu au niciun fel de resurse de exact, abilități exact. Sunt, sunt loviți asta e și... Și nu când doar sunt loviți dar atenție tot ce am cerut eu guvernului, eu fiind demnitar hai să recunoaștem această durere, hai să recunoaștem această istorie pe care nu trebuie să vă asumați voi, voi doar să făcut parte dintr-un proces de tranziție voi vă puteți asuma recunoașterea. Faptul că nu spuneți nimic, nu faceți decât să fiți în filmul ăla. Și toată reacția lor a fost, de ce te comporți ca o victimă? Și zic, nu, atenție, sunt supraviețuitor. Am trecut de faza aia de victimizare. Acum rolul meu este să încerc prin mecanismele pe care le am, să activezi memoria asta. Că a existat. Asta facem cu toții. Dacă mie nu mi s-ar fi vorbit sau nu s-ar fi făcut filme cu Holocaust, eu abar n-aveam că Hitler a omorât oameni. Nu aveam de unde să știu. Iar activarea memoriei ne ajută să evităm greșeala. Recunoașterea e procesul nostru de a înainta. nimic. Hmm. Hmm, fugeam de la muncă ca să particip la evenimente de comemorare aceste experiențe tragice pe care au trăit-o mulți colegi de-ai mei, cum este proiectul celor de la uh, Justice Initiative, în care s-a încercat o presiune către guvern și anume să recunoască moral această experiență prin care au trecut copiii aflați în grija statului și, efectiv, mi-au zis că dacă plec, o să am probleme. Nu m-a interesat. În contextul în care Gabriela Firea, în relația directă cu mine, mi-a zis că e ok și că susține acest proiect, dintr-o dată a apărut blocajul. de zic că cineva lucra. Eu mi-aș dori în viața asta, până sper să nu moară și să apuce să vorbească cu mine și să-mi spună unde a fost blocajul. Chiar mi-aș dori în viața asta. Păi, de obicei, cum se spune? să Follow the money, urmărește banii. Unde sunt? Presupun că sunt foarte mulți bani care se duc spre centrele de plasament, foarte mulți bani care sunt gestionați de anumite persoane pe care nu-și doresc, asta era discuția cu centrele de plasament, să fie închise. Gândește uh, că a, asta a, a fost o altă problemă. Există o organizație, Hope and Homes for Children, în România. Da? Această organizație a făcut presiuni către FNPC, Federația Organizațiilor Naționale pentru Copil. Uh, să facă memoriu împotriva mea către guvern în atenția primului ministru și doamnei ministru să se ia măsuri cu mine cum e posibil să ies în spațiu public și să cer desfințarea centrului de plasament. Și tot ei mă sună să facă presiuni că să nu ies în spațiu public să spună așa ceva. Motivul care este? Motivul tău este evident pentru că condițiile de acolo sunt. Uh... Dom'le, asta nu mai au Atenție, copiii trebuie să crească într-un mediu apropiat de cel familial. Cu atât mai mult că eu am susținut și susțin în continuare așa știu. Pentru că ideea lor este una excepțională și anume să existe case de tip familial pentru copii uh -huh. abandonați, pentru copii lipsiți temporar sau definitiv de familie. Dar nu poți să faci presiunea asupra mea că declarațiile mele publice îi afectează. Nu. Atenție, am susținut asta de... Eu din 2015 fac petiții și mă cer cu instituțiile pentru desfințarea centrelor de plasament și tu faci presiunea asupra mea că... Cum să ies cu această declarație? Că nu putem să forțăm desfințarea. Ba da! Eu în șase luni îți Eu în șase luni Îți pot demonstra că nu mai aveam niciun centru de plasament. În șase luni. Dar reușeai să găsești suficient, să creezi suficient de familii de genul I-am propus, propus Gabrielei Firea, în colaborare cu McKin compania de PR, de PR, da. Deci eu am vorbit cu fetele de acolo. I-am propus Gabrielei Firea să facem o super campanie de informare la nivel național și să promovăm ideea de registru de plasament. Ce înseamnă registrul ăsta de plasament despre care am tot scris, am scris și articole. Făceam o campanie națională în care invitam oameni de bine care sunt dispuși să ia în îngrijire un copil. Mai mult de atât, interesul meu era să favorizez o legislație în sprijinul acestor familii care iau în grijă un copil abandonat sau lipsit temporar de familie, prin faptul că tu erai scutit de la impozitul pe venit, deveneai uh, un cetățean. Uh, de primeai o distinție, spunem, da. da, din partea comunei localității unde tu uh, erai, plus beneficiai de o serie de facilități. Scutire la tren, scutire la transport public. Pentru că eu nu, eu nu te plăteam pe tine ca un. Că asta înseamnă familie de plasament. Însă îți oferam niște facilități. Și ce îți mai oferam suplimentare, că astăzi eu dau undeva la 1300 de lei pe copil într-o astfel de familie, aș fi fost dispus să mărez la 2000, chiar 3000 de lei pe lună. Pentru că pe mine instituționalizarea mă costă între 7000 și 15000 de lei pe lună. Între 7000 și 15000 de, de lei pe lei, de lei pe lună de copil. În timp ce dacă eu dau unei familie de plasament 3000 de lei, crede că o duci bine. Pentru că familia aia nu trebuie să-și anuleze jobul. Care, atenție, este e diferit de asistență maternală. Asistența maternală este una, plasamentul familial este altul. Și eu am venit și am propus asta, doamne ministru. Haideți să facem un registru. Haideți să... Am vorbit la me. Mă... Dom'le, totul părea bine, tot părea ok și dintr-o dată a dispărut. De ce a dispărut care de entuzia... E... nu-mi explic. Deci cineva... Nu simți ceva în ce direcție? Cineva intervenea și... Ce... Eu întotdeauna am bănuit-o pe Elena Tudor fosta președintă autorității. Fiindcă ea mă băga în ședință și mă certa. Dom'le, mă certa de... Deci, ei încercau în permanent să mă prăbușească. Eu eram și mai rezistent. Pentru că pe mine nu mă pus ține... În... Ei, ei, au încercat să mă țin în birou și n-au reușit. Da. Eu mă... Gândește că eu mergeam în fiecare zi. Tu înțelegi? În fiecare zi, timp de 13 luni. Sunt al 13-lea copil. Am stat 13 luni la autoritate. E important asta. Uh... Timp de 13 luni mergeam aproape zi de zi, zi de zi, la președintă, la secretarul general, la oameni de conducere din instituții și întrebam, cu ce vă pot ajuta? Vreau să știți că sunt aici și vreau să știți că sunt dispus să mi ofer serviciile, expertiza, pentru a vă ajuta. Zi de zi. Ai băgat spaima în toți acolo. Mai stăteai și seara la birou, te vedeau Stăteam. și primul la birou. Te mai și întrebai cum să-i ajuți. Ai stricat toată cultura organizațională în 13 luni. Uh, dar uh, spune uh, următorul lucru, uh, elefantul din cameră dacă vrei, pentru că asta e întrebarea care tot îmi vine în minte. Sistemul de adopții din România, cum funcționează? Adică ideea ta e excelentă și te, te felicit, îmi pare rău că nu a funcționat. Uh, pentru mine este clar un, dacă îmi pui dacă decision maker, ca un care să ia decizia și mi-arăți că poți să salvezi bani e mai bine pentru copil, e mai bine pentru, da, în general, cum gestionăm situația asta, cu două mâini asemna, știi, aș fi primul care, dar separat de ideea asta care am înțeles că s-a blocat, nu știm exact de ce, oamenii care vor să adopte copii în România, prin ce trec? Cum arată procesul ăsta? Eu sunt complet și presupun că mulți oameni care ne urmăresc nu știu uh, despre ce este vorba. În opinia mea, oamenii care adoptă copii încă traversează experiențe nefericite și în general cu angajații. În perioada în care eu am fost vicepreședinte am avut situații în care oamenii au depus uh, dosarul pentru a deveni uh, părinte adoptator și s-au trezit că le-a fost respins dosarul pentru că stăteau la etajul 10 sau Dragă, niște aberații. Am avut situații surpriză în care trebuia să depună contestații, și trimitea tocmai la Brălad. Era singurul, singura, singurul cabinet psihologic care putea să gestioneze contestațiile pe adopție. A zis că e ceva. Și erau inacceptat. din București sau din... Nu, nu. Da, ei, ei puteau fi de oriunde da, din țară. Iar taxele erau substanțiale. Și atunci n-am să uit. Când mi-a semnalat un regizor chestia asta, el, atenție, și-a dorit un copil, fiind singur în familie, n-avea pe nimeni, a zis că domnul vreau să dau șansă unui copil. Extraordinar. Am o casă super. Într-adevăr, părinții, actori, balerini, adică eu am cunoscut pe părinți, am cunoscut pe fiu, am cunoscut pe toți. în general, când, ce puțin eu, când lucrez individual cu el, îmi place să cunosc tot până iau o decizie. Eu am cunoscut pe acești oameni. I-au respins, acum au reușit. Dar au reușit cum? Pe mine m-a ajutat ce s-a întâmplat, pentru că el mi-a semnat la faptul, vezi că m-au trimis la bărlat. Cine te-a trimis la Bărlad? Păi da, mi-a zis că contestația se tratează la Bărlad. Păi stai, cum să. Tu ești din București? Cum să se trateze la Bărlad? M-am dus peste președinte. Da, că așa e de ceva ani. Măi, măi, draga mea. Nu mă e pe mine că așa e de câțiva ani. Acum o rezolvăm. Că o rezolvi, te rog frumos, nu te aprinde. Păi, hai să o rezolvăm. Că te rog să nu te aprinzi. Nu, 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 mă, zic, trebuie rezolvată, punct. Într-adevăr, a rezolvat-o. a rezolvat, a rezolvat în două săptămâni. În două săptămâni ne-am trezit cu multe cabinete din toată țara unde se puteau trata contestațiile. S-a putut. S-a putut. Asta după ce eu am folosit un context în care mi-a semnat la regizor, vezi că ai problema asta, ai hiba asta, rezolvă. Și am rezolvat-o. Dar da, avem o problemă în situația în care managerii de caz, serviciul ăsta de adopție de la nivelul direcției de protecție a copilului, nu are un focus pe susținerea părintelui, ceea ce mi se pare oribil. Pentru că oamenii ăștia, eu am un respect foarte mare pentru oamenii care adoptă. Pentru că oamenii ăștia renunță la tot. Și o spun asta în calitate de tată. E foarte greu să crești un copil. Extrem de greu. Norocul meu este că sunt separat, în cursul săptămânii fiul meu este la mamă și în weekend este la mine. Dar pentru mine, alea două, trei zile câte la mine, la sfârșit de săptămâni, eu le simt. E foarte greu. E gândește că oamenii ăia renunță la confortul lor pentru a da șansă unui copil care nu este al lor. Nu e sângele lor, nu e nimic ca să schimbe viața. Chiar dacă se tratează pe ei, chiar dacă contribuie la tot felul de traume, la tot felul de experiențe care, pe care ei le-au experimentat și care au determinat până la urmă această alegere. Tu mi-am tot respectul. În fața acestor oameni nu, nu, pot decât să mă închin. Nu contează orientarea sexuală. Nu, fucking nu mă interesează. Pe nu mă interesează să fii integru. Ai comis-o? Te-am arestat. Te-am tăiat. Nu stau copiii, orice abuz asupra unui copil trebuie sancționat imediat. Imediat. Pentru că copilul este nevinovat, iar copilul, în funcție de ceea ce experimentează, de ceea ce trăiește, el asta va ajunge să facă. Dacă nu se intervine terapeutic, dacă nu este ferit de această boală a nației, suntem bolnavi. Rău. Ata pot să spun. Suntem rău. Uh, pentru că ai menționat treaba asta cu orientarea sexuală contează în procesul de adopție, dacă părinții sunt uh, gay, nu sunt gay, asta se discută în România, știu că e un subiect din ăsta în care, uh, când intri în el, uh, încep comentariile și de deja iar... simt butonul de. Dă de... un, un search pe Google. Dacă... Prima adopție gay în România. Vezi cine vorbește despre prima adopție. Eu. Da, imaginez. De ce e posibil? Legal nu te oprește. Uh... Nu este ilegal. Eu, cât am fost în funcția de vicepreședinte, am ajutat mai multe persoane, nu cupluri. Cupluri este interzis. Adică, e interzis, nu există, nu e reglementat. Ok, deci poți. Tu singur. Tu singur poți să adopți un copil, nu trebuie să fii neapărat căsătorit sau să fii într-o relație cu o altă persoană. Tu singur, chiar dacă ești gay, lesbi. Deci, eu am aici, super discuții, în care pur și simplu am ajutat în tot procesul persoane din comunitatea queer, e adevărat că am făcut și eu o selecție, că nu. Acum vor mulți, dar eu sunt foarte atent. Adică, în general, au fost profesori universitari, au fost uh, consuli, au fost. În general, am căutat, când am dat un aviz, sau mi-am exprimat, au fost jurnaliști, când mi-am exprimat intenția de a ajuta o persoană din zona LGBT, am fost foarte atent la calitatea. Umană. E foarte important. Nu, adică eu nu pot să semnez pentru toți. Pentru că nu toți sunt de bună credință. Yeah. Îmi pare rău, dar nu toți. Oricât de activiști sunt pentru copii și pentru diversitate și înțelegea, nu toți sunt de bună credință. Și atunci am fost foarte atent la detaliul ăsta. Adică în acțiunea mea de suport și atenția pe care am acordat-o în a da șansă unui copil să crească într-o familie, am ținut foarte mult la calitatea persoanelor care au solicitat să facă pasul spre adopție și a înghidat exact pe lege, cum poate unii dintre ei și-a asumat au scris, sunt, sunt gay, sunt nu știu cum, lesbice. Alții care nu au avut curaj, au mers pe burtă și au adoptat singur. Dar am reușit. 16 adopții între 2022-2023. 16 Aia. adopții pentru persoane din comunitate LGBT. Cred că e foarte clar, indiferent care e opinia celor care ne urmăresc despre pro, contra și așa mai departe, a diferitelor orientări sexuale, e că un copil într-o familie cu adulți care îl iubesc, care vor să-l ajute, care au resurse, este mult mai bine decât într-un astfel de centru, Absolut. cum l-ai descris tu. Da, atenție, ai în România aproximativ 126.000 de, de bărbați. 126.000 de, de bărbați care își cresc singuri copiii, alături de tatălor, de... Adică sunt doi bărbați care cresc, își cresc copilul. E adevărat, nu se încadrează în umbrela de familie LGBT, dar sunt doi bărbați. Cum la fel, ai peste 500 de mii de mame care își cresc singure copiii, alături de mătușă, alături de dar sunt mai multe, două, trei, cinci, zece femei care sunt umbrela acelui copil. Și sunt doar femei. Mm. Eu așa văd lucrurile când, în momentul în care am semnat și am fost pentru ca acei, acele 16 persoane să poată să adopte copii. Pentru că pe ei nu m-a interesat orientarea lor sexuală. Pe ei nu m-a interesat calitatea, background-ul, potențialul dorința lor de a face acest bine de a ajuta pentru că ce nu înțelegem noi în problema asta este că avem tendința, ce în haterii să, să ne intereseze viața lor sexuală, nu viața lor socială economică și ce fac ei în cadrul comunității Aha. din care fac parte că nu mă interesează, viața intimă nu trebuie să intereseze pe nimeni absolut pe nimeni pe mine mă interesează cum tu poți să oferi ceva societății prin ceea ce faci iar dacă poți să salvezi un copil nu pot decât să mă aplec. Sunt curios ce s-a întâmplat de la pentru că ai menționat că ai 13 frați și cel, cel mai tânăr dintre ei ce, ce s-a întâmplat cu, cu restul fraților tăi. Uh, din păcate știu că nu toți au supraviețuit uh, sistemului. Patru au murit în orfelinate. Mai suntem nou în viață. Eu locuiesc cu unul dintre frați, uh, fratele meu Virgil, care el este chiar psiholog la un centru pentru un centru de abilitare, reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități. Să zicem că din cei nouă, trei avem studii superioare, încă doi doar liceu, restul s-au blocat în trecut. Asta e părerea mea. Um, Fiecare din ei, într-o formă sau alta, e la casa lui. Doar că pentru unii plecarea din centru i-a afectat foarte tare. De exemplu, l-am pe fratele meu, Sorin, care, în momentul în care a plecat din centru, la 18 ani, el a fost foarte afectat. Și nu doar că a fost afectat, dar. A avut o, o criză. A făcut o criză, motiv pentru care trei ani de zile a trebuit să-l internăm la socola, pe medicație neuropsichiatrică și să-l punem cât de cât pe picioare. Ulterior am aflat că a dezvoltat o, o formă mai agravată a schizofreniei și na, situația a devenit mai complexă Asta în cazul lui, asta pentru că pe el l-a afectat foarte mult statutul de nesiguranță a ieșirii din centru, ceea ce tratez eu în teza mea de doctorat. Și mai am o soră în Anglia, încă un frate tot în Anglia lucrează în construcții, am un alt frate care bea foarte mult, gen între doi și 4 litri de vodcă pe zi. Adică nu-l găsești. Trează. Nici nu cred că există asta. Eu în fiecare zi mă gândesc că o să primesc un telefon la un moment dat să mă anunț că trebuie să-l îngrop. Adică trăiesc cu chestia asta, domnule. să fiu pregătit că trebuie să-l îngrop și pe el. Pentru că eu mi-am îngropat părinții. Uh... De ce crezi că tu ai reușit să găsești cala înainte și poate, nu numai frații tăi, dar în general mulți uh, copii din sistem nu au reușit să, să se desprindă, să își găsească propriile picioare. Unde crezi că ai făcut tu ceva diferit? Eu cred că ceea ce m-a salvat e faptul că am fugit. Faptul că am fugit din centru, faptul că am trăit pe străzi, faptul că am văzut mai multe perspective despre viață, deși eram doar un copil tâmpit, care fugea din vagon în vagon sau nu se oprea trenul și o săream din tren și nu înțelegeam pericolul la care eram expus. Gândește că vorbisem la un moment dat la început despre Georgiana, cea care a fost omorâtă cu 21 de lovituri de cuțit, iar eu rețin că m-am întors în centru și pe ea au îngropat-o după șase luni. După șase luni în care eu interacționase în cola care a omorât -o. Era un moșneag, nu știu, la 80 și ceva de ani. Iar ea s-a opus unui viol. El a încercat să o violeze. Asta s-a opus și ăla s-a declanșat nebunia și efectiv a luat cuțitul și a înfipt în ea de 21 de ori. Și a omorât -o. iar eu când am ajuns la centru, efectiv am văzut pe prima pagină. Azi iar știrea. Da. Așa ai aflat. Da. Că eu n-am mai stat, adică eu aveam momente când știam să mă întorc. Adică când simțeam că e pericolul mare, mă întorceam. Stăteam, vedeam ce se mai întâmpla iar iarăși fugeam. Adică eu vedeam în funcție de cum era situația. Gândește că am trăit cu o traumă continuă și anume frica de a nu fi dezbrăcat în pielea goală în fața tuturor era o practică asta, o pedeapsă practicată la noi în centru și anume, dacă făceai pipi în pat, te dezbrăca un pielea goală și te băteau în fața tuturor. Sau dacă era o formă de pedeapsă, dacă nu respectai regulile centrului, la fel te dezbrăca un pielea goală, te plimbau pe, la, pe, tot hol, pe toate holurile și te băteau în fața tuturor copilor. da te băteau. Efectiv te băteau. Te, te terminau. Jesus. Eu am trăit cu această frică foarte mulți ani. Iar printre individele care practicau genul ăsta de tortură era și această Celina. Doamna Celina era. Celina, Casandra. Uh, Torționarele sistemului. Îmi e, îmi e greu să continui orice aș spune uh, la astfel de, de povești. Nu, uh, uh, poate nu să continui, dar uh, să presez punctul. Tu ai terminat totuși două facultăți și dreptul și actoria. Ai făcut mai multe masterate. Acum îți termin doctoratul. Uh, Crezi că există vreo... Poate, poate genetic ai fost predispus la treaba asta. Poate ești curios, natural și așa s-a întâmplat. Dar cred că este ceva ce putem să facem astăzi pentru copiii din uh, sistem ca să-i încurajăm în aceeași direcție să meargă pe aceeași cale de a-și continua educația, de a fi interesați intrinsec, intrinsec de, de a învăța. Da. Singura soluție este să le spunem că educația se dobândește prin studiu, nu prin rugăciune ceea ce face ministra astăzi de la, de la familie, în care are o campanie fără bariere, o mizerie de campanie cu droguri. E o mizerie, ascultă la mine. Nu poți să spui că Dumnezeu te-a vindecat de droguri. Domnul fi spune asta? Nu, nu, nu. Actuala ministră. Cine este actuala ministră? Natalia Intotero. Da, o să da, da. scriu un articol în perioada următoare, sunt destul de focuzat cu alegerile astea. L-am avut și pe, și pe Vlad Zaha la podcast pe un episod complet cu drogurile și, și cu Vlad am mai atenție, dezbătut tema nu asta. Nu poți să spui că Dumnezeu te vindecă. Nu, singura vindecare ești tu, prin propriile forțe, prin atenție, o întreagă relație, o întreagă construcție, o întreagă muncă cu tine. Și cred că e important de spus că tu ești un om credincios din câte știu da, și spui da, asta chiar nu rău. ca un om care nu crede în Dumnezeu. Vai, spui da, din contră, ca sunt, un om. sunt un practicant, atenție. Eu contribui acum. Eu acum contribui la construcția unei biserici. Mm -hmm. da, m am amuzat când mi-au zis că mă vor face ctitori. Zic, vă rog, da. scoateți prostia asta din cap. Nu trebuie să știi nimeni când faci un lucru. Mm -hmm. Dar da, cred că este o dezinformare să spui că Dumnezeu te vindecă de droguri. Nu. Dacă mă întreb pe mine, eu le-aș legaliza. Aș crea zone tampon. Atenție, aș crea zone tampon special pentru legalizarea drogurilor și legalizarea prostituției. Zone tampon. Unde tu te duci, îți faci treaba, după ce te-ai curățat, te-ai purificat, te -ai întorci în comunitate. Există în Elveția avem astfel de camere Pe, pentru pentru în Elveția, serioase. În Portugalia au fost decriminalizate în multe proiecte. Eu știu, eu știu. Eu A, asta aș face în țară. Aici da, sunt sunt mai multe modele. Cred că decriminalizarea ar fi probabil La noi, nu, nu, la noi nu, nu. nu la noi singura este cum e, Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu te vindecă. Rugăciunea, Rugăciune, rugăciune este un element, nu știu dacă l-aș numi balcanic, dacă l-aș numi este european, este un element cultural foarte puternic în continuare, de asta ne. oamenii și politicieni ca doamna Firea înțeleg lucrul ăsta și mă gândesc că îl protejează. Și în Intotero, adică mi s-a părut revoltător. Urmăresc fiecare acțiune pe care o face asta, mi s-a părut revoltătoare. Cum la fel mi s-a părut revoltătoare, au am început, început să-mi scrie directorii de deja Speciori din țară. La începutul anului a fost aprobat un HGHG12 prin care toți copiii din toată țara, copiii cu măsură de protecție din centre de plasament rezidențiale, primeau un pat, o pătură, un cerșaf, un training, sași de dormit și multe chestii. Ei și m-au anunțat directorii acum din țară, măi, abia le-am primit, -au, au, -au, trei zile, două zile, eu cred că ele trebuiau casate, fiindcă s-au rupt. 19 milioane de lei. Noi. Vezi cum s-au rupt. Da. Am întins cerșaful și efectiv s-a crăpat. Și l-am întins ușor, adică. Ulterior am descoperit că era din 98 cerșaful. Mă, nu putea să de ne L-au găsit pe plânt în depozit depozi pe undeva păi, și pe pe acum le l-au luat. Păi asta chiar din depozit le-au luat. Există un depozit de rezervă a guvernului pentru situații de criză. Domnule, și ca să facă curat. Trebuia să-l arunce undeva. Atenție, au, au găsit. L-au aruncat în aceste centre. Îi au desfințat vechile patru ca să le aducă pasta noi, care o au ținut două zile. Două zile. Da. Și ăștia mă sună disperați. Binele, ai făcut parte din prostie asta? Zic, nu, nu am aflat după. Eu, din contră, am scris articole că e o prostie. Mm. Ale trebuiau aruncate la container. La... Da, da. Câți copii Scuzeam, sunt astăzi în sistemul, în sistemul public de protecție al copilului? Care este cifra? Deci, cu măsură de protecție în centre... Mm. Mai aproximativ 11.000. 11.000? În centre. Uh -huh. În asistență maternală, plasament familial, aproximativ 15-16.000, respectiv 15-16.000. Deci okay. 30, în jur de de mii în total. Deci arena națională se poate umple numai da, din, da, din sistemul. Da, da. Pentru că mă gândesc din perspectiva statului român, da, care statul român are nevoie de oameni în armată, de oamenii în servicii publice de tot felul de funcții de genul ăsta e adevărat, eu nu sunt un mare fan să încurajez pe toată lumea să meargă la facultate, de multe ori cred că facultatea nu e pentru toată lumea cel puțin varianta cea mai bună uh, dar mă gândesc în astfel de cariere, uh, unde pot ajuta și comunitatea, pot avea un rol foarte important de salvator, de polițiști, de militar și așa mai departe dacă ar fi o idee bună ca statul să creeze niște pârghii mai solide uh, să încurajeze pe copii să se pregătească spre astfel de, de drumuri că... Le-a schimbat viața. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că fie că fac armată, fie că fac, nu știu, să devin ofițeri, subofițeri, să servească statul, vrem că le salvez viața, ei devin o contribuție pozitivă și atenție, tu dezvolți, asta făcea Ceaușescu. Reține informații. Că tot stau să studiez la Arhiebele Naționale. Asta făcea Ceaușescu. Doar că el făcea o chestie suplimentară și anume alegea din genii, adică din copii abandonați. Aia, se făceau tot felul de evaluări și racolau în servicii, existau spații, centre, special pentru viitori informatori. Cele mai... Eu la un moment dat m-am suspectat pe mine. Pentru că eu am fost singurul care a trăit fără frați. Eu am fost separat, atenție, am fost separat prin decizie. Toți cei 13 frați erau în sistem. Deci toți și tu 12 singur... au trăit împreună, eu am fost singur separat. P poate așa au fi fost, în 87 era posibil să te fi văzut de mic așa, cum să zic, cu profilul potrivit. Da, 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 da. deci toți 12 au fost împreună, iar eu, efectiv, am fost izolat de ei. Eu abia la 10 ani am descoperit că am frații, habar n -aveam. Din întâmplare, cum ai descoperit asta? A fost o coincidență. Au venit mai mulți rătăciți de pe la Râmnicul Sărat să se cazeze la noi pe perioada verii pentru că la ei centru se, mod se uh -huh. văruia, se Domnul moderniza, era... se reabilita. Da. Și copiii, colegii mei, curioși de înfire, au început să intre în dialog cu ăștia. Cine ești? Și unul dintre ei a zis, mă cheamă Bala. A, avem și noi unul balan aici. N-am să uit că eu în după mea zi aia nu dormisem, era Casandra Pătură. <coughs> Casandra o doamnă... O altă educatoare. <laughs> da, care mai educație nu Așa, și eu o dădeam cu lemn, nu-mi baltă. Asta era meseria mea zilnică. Cu lemn, nu-mi Așa, și la um, era chiar noroi pe afară și m-au chemat în centru să mă prezint, nu știu ce, că mi-au găsit frații, copiii mei ăsta, educatoare nu s-au băgat. Mie mi-era frică că urmea să iau bătaie pentru că n-am dormit după amiază. Domnule, mergeam lipit de perete și în permanent atent la ușă. Ba chiar când am intrat în clădire, mă uitam în stânga și în dreapta care cumva să fiecare va, că dacă era cineva, eu mă ieșeam afară. Fiindcă ce făceau? Te... în general era o practică să te mintă și pe aia te încuiau. Aoleu. Da, eu am sărit de multe ori de la etaj. Și făceau chestia asta. Efectiv, te încuiau. Deci tu te uitai la ușă când intrai permanent. Da. Și gândești că urcam treaptă cu treaptă. Cred că a durat o veșnicie până am ajuns să îi cunosc pe frații mei. Pentru că în permanent am cu această frică că urmează să fie închisă, cam, închisă ușa. Ideea că în final am ajuns sus, ba chiar au venit ei spre mine, pentru că urcam prea încet și nu înțelegeau ce se întâmplă. Și, atenție, toată conversația între mine și frații a fost ceva genul. Cum îi cheamă pe părinții tăi? De unde ești? Zic, nu știu. Și când trebuie educatori. Dar e foarte sec. Întreabă trebuie educatori, nu știu. A chemat, o, a venit una, nu mai știu cine erau, că erau mai multe pătură. Și îi zice că da, păi să ne uităm la dosarul lui. Nici măcar alea nu așa. S-au uitat la dosar, au făcut că dăm pătrești, nu știu ce, după Elena, Costică. Păi așa cheamă și pe anul nostru. Al nostru tot din Petrești. Păi bine, și eu ce pot să fac? Exact asta. Eu nu știu ce să vă spun. Pentru că nu-i cunoscuse niciodată. Nu! N-au venit să te viziteze. Nici, să pe nici nu știau să... că există. Gândește că la un moment dat în dosar apărea că eu sunt mort. Eu când mi-am cunoscut părinții la 10 ani, mama mea era fer convinsă că eu sunt mort. A început să boci și a scăzut din stâncă. Pe cum tu nu ești mort? Nu, dragă, sunt în fața ta. Mama era fer convinsă că eu sunt mort. Iar eu după 10 ani m-am dus să să-i cunosc. Iar ei știau că sunt mort. Hmm. Îmi imaginez, probabil trăiau în condiții grele, nu îmi imaginez Groască. că aveau un trai greu. Prea... Gândește că aveau o casă prăbușită și dormeau pe prispă. Hmm. Că casa era efectiv prăbușită. Deci era o imagine dezolantă. Îți mărturisesc că imaginea aia m-a ajutat nu doar să iert, ci să înțeleg. Imaginea aia pentru mine a avut un impact în care am zis că eu n-aș adică fi putut să trăiesc acolo. Dar mergeam vară de vară și mergeam cu ziua ca să fac rost, adică să le se asigure și lor mâncare și surprinzător astăzi sunt candidat la Joița, vaca pe care, cu care eu mergeam la păscut o chema Joița. Joița și Luana erau numele de vacă cele mai populare în țară în momentul și... acela. Și Comuna unde eu locuiesc, Joița. Unde candidez la Joița? E iară e, e predestinat, dacă stai și la casa cu numărul 13. Nu, uh, nu. No, no, de data asta am scăpat, e 3. A, ui, ui. Tot? Și tu o să ieși pe locul 1 la alegeri. Și ce E, e totul trece. complet, exact. <laughs> uh, hai să vorbim un pic despre politică, pentru că ai o poveste fascinantă, dar nu vreau să pierd din vedere ceea ce faci acum, și anume ești uh, candidat la primăria Comunei Joița, comună mare, sunt orașe mai mici decât Comuna Joița, vorbim de, ai spus, în jur de 5.000 de oameni care trăiesc în ea, în județul Giurgiu, destul de aproape de București, la vreo oră cu mașina. Uh, prima întrebare, să spun natural, de, de ce vrei să fii politician după tot ce mi-ai povestit când ai încercat să schimbi sistemul din interior și te-au lovit toți ca la box din toate direcțiile? Crezi că asta, în continuare, e singura platformă de pe, din care poți să faci cel mai mult bine sau care e motivația de a dorești să fii politician? Eu cred că faptul că mă lovesc toți din toate părțile, cred că mă excită, că altfel nu se explică dorința mea de a rămâne acolo. Adică cred că sunt masochist. Un ușor masochist, da. <laughs> dar, dar, uh, politica a fost întotdeauna în sânge. Adică am simțit asta. Din momentul în care, nu știu, aveam 14-15 ani și îmi placeau protestele. Întotdeauna am tendința să fiu de partea uh, victimelor sau opozi... niciodată nu mi-a plăcut să fiu la putere. Mm. Întotdeauna când ăia care, care eram eu și ajung la putere, întotdeauna am trecut în barca cealaltă sau întotdeauna mi-a plăcut să fiu opoziția. Îmi place foarte mult statutul ăsta de opozant. Pentru că în momentul în care ai opozanți, asta te ajută să fii corect, asta te ajută să îți respecti și cineva te știe să, să te certe, și să te facă să te menții conectat la realitatea sau ceea ce tu ți-ai asumat. Uh -huh. De-aia mie nu mi a plăcut niciodată persoane care mă pupă în fund. Că nu mă ajută. Eu am nevoie de ăștia care să mă scuture, să mă înjure, să mă, să mă agite, să mă fiindcă eu trebuie să fiu ținut în priză. Pe mine dacă nu mă ții în priză, am scăpat de tine. Că na, na, nu mă ajută cu nimic. Uh -huh. Adică eu întotdeauna am nevoie de opozanți, ca, ca eu să pot să duc un, proces, un act sau să pot să fac lucruri care să revoluționeze. de întotdeauna în cariera asta a mea, am fost când cei pe care am susținut au ajuns la putere, eu am devenit opozantul. Tocmai pentru că am trăit sentimentul ăsta al democrației în care există puterea, dar trebuie să existe și opoziția. Iar opoziția are acest, acest rol de a trage, de a-l trage de mânică de fiecare dată pe ăla care e la putere și are misiunea de a implementa ceea ce și-a asumat, iar eu să-i aduc aminte din când în când. Mai de zice, drept. Uh -huh. Și jocul ăsta, mea, asta de fapt, este jocul politic pe care eu l-am agreat de momentul în care am de descoperit politica. Da, din păcate, în România, astăzi, opoziția este în foarte multe direcții, nu prea unită și nu prea. Uh nu prea sofisticată, cel puțin în alegerile trecute din 2020, exista un anumit val de entuziasm pentru politicieni din opoziție. Exista energie, existau oameni, mulți voluntari. Astăzi e fie inexistent în mințile oamenilor, fie se votează așa cu dinții strânși. Este demonstrat științific, ca să facem referire la literatura de specialitate, orice comă are un sfârșit. Cred că suntem în faza asta în care politica românească este în comă, însă este, pentru că sunt studii de specialitate care spune că orice comă are un sfârșit, eu sunt ferm convins că coma din acest an va avea un sfârșit și că ne, o să ne trezească atât de bine încât o să avem niște mișcări și niște noi contexte pentru 2028. Sunt ferm convins că Ceea ce vom trăi anul acesta ne va trezi pentru 2028. În ce sens ai niște predicții, crezi în anumite scenarii care se, se vor întâmpla acum? Din ce perspectivă spui lucrul ăsta? Cu siguranță vor avea loc niște mișcări uh, sociale și vor exista foarte multe nemulțumiri. Uh, contează foarte mult uh, extrema dreaptă, cum se va poziționa după aceste alegeri. În funcție de scorul pe care aceste organizații, partide de extremă dreaptă, le obțin, putem să avem o direcție. Eu întotdeauna, așa cum ți-am zis și pe, pe hol la cafenea, am încredere foarte mare în structurile de servicii, cred că suntem într-un pachet al unei alianțe extrem de importante, și vorbesc de NATO, care ne dă un echilibru și ne dă o oarecare stabilitate geopolitică, și chiar și în contextul în care am avea o extremă dreaptă în România câștigătoare sau cu un procent mare, cred eu că putem gestiona această criză ca să nu uităm că România înainte de 40, chiar înainte, hai să zicem, înainte de 45, am avut legionari la conducere. Adică să nu uităm asta. România nu trebuie să uite că a avut legionari în conducerea statului. E foarte important să ne aducem aminte, noi am fost imunizați practic din toate direcțiile. Am avut și comunism, am avut și exact. extremism de de dreapta, am avut exact. și monarhie, și monarhie exact. totalitară exact. și cumva democrație. Le-am văzut, în principiu, suntem imunizați. Faptul că suntem imunizați nu ajută că uite, vezi, suntem într o situație în care efectiv tot contextul public este intoxicat. Avem un fake news din ăla ordinar. Și atunci rolul nostru este să urmărim îndeaproape fenomenul. Uh, mie îmi convine că sunt candidat la Joița, nu întâmplător am ales Joița, gândește că a fost atât voltul, chiar partii de mari uh, au încercat să mă racoleze și să mă convingă să candidez pe București, până și aurul, atenție, auro, deci aurul, nu mai scăpam de ei, efectiv, extrem de agresivi. Da, și cum, când vor, deci te sună partidele, efectiv, să te întrebe dacă vor să candidez pentru ei sau care e procedura? Nu-i voră că mă sună. Ei mă invită în oraș. Adică mănânc gratis, beau gratis. E o curtoazie, așa, foarte, foarte... Sunt curtezați, sau cum se zice. Sunt... E o atmosferă foarte interesantă. Am am imaginez. Numai că te complimentează, îți mai dau și să bei, să Da, 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 da. Șocul meu a fost într-adevăr insistența celor de la Aur și am zis nu. Dar cum au mărturisesc... Din ce perspectivă să vină Aur? Că mă așteptam la USR, bine, la USR mă, nu prea. No, Hai USR să zicem PNL-PSD, acolo USR poate fi. usr nu are curaj. PNL-PSD, gândește că am fost crescut de PNL. Eu... Deci din 2005 până în 2013 eu am fost membru al Partidului Național Liberal. De la 18 ani. De la 18 ani. Mm. În prima zi. În prima zi am primit legitimație. Când am făcut 18 ani, mi-a dat legitimația asta, Varachi. La 18 ani. Bine, eu eram de mai devreme, da. Am, -am, am, am, am înțeles, da, am înțeles. da. Păi și cum? Atunci și pnl clar a venit da. să-ți să spună nu vrei tu să te întorci acasă? Nu, da. niciodată n-a da. avut curajul ăsta. Da? N-a venit nimeni? Niciodată. Uh, însă au avut curajul, să zic, a existat acest curaj mai degrabă din partea partidelor mici, mm sau partide neparlamentare, cum le mai zic eu, plus zona asta de extremă. Cei de la extremă au venit ca urmare a unor evenimente în care am organizat proteste, am organizat am avut multe evenimente pe zona asta de proteste față de deciziile guvernului cu privire la anumite lucruri ce țin de zona de copii abandonați. Și așa am fost abordat de zona asta, anumită extremă dreapta. Ba chiar ei mi-au zis că, domne, avem atât de mulți proști în partid, când ne este rușine și cu oameni ca tine ne mai putem echilibra. Da. Am citat, atenție, am citat dintr-o și eram și eu ca de ce auzeam. Că uh, noi n avem nimic cu lgbt -ul. așa ne cere biserica și ne poziționăm așa, dar noi avem mulți prieteni, cred că jumătate de parte, suntem poponare. Exact, am citat, atenție, am citat. Uh. tu înțelegeam, am citat și eram, da. eram, nu înțelegeam filmul, adică nu înțelegeam... Da. Că stai dai seama că la noi și la noi se fută între Iartă ei. Iartă-mă, doar citezi. Și încercau, atenție, ei încercau să mă convingă că asta este direcția și că dacă suntem mai mulți, așa, putem să ne gândim la o strategie și ce mai spuneau iarăși mi s-a părut șocant, adică oricum noi, tu ai un, un background super bun și că indiferent ce poziție ai avea, tu ai un istoric pe care noi putem dezvolta și mai bine și putem construi și mai bine și, în opinia noastră, ești candidatul ideal. Pentru ce? Pentru ce îți propuneau să, să devii? Deputat. Să deschid lista pe București. Da, uite, o poziție în care puteai să pui amendamente, chestiuni. Puteai nu. să faci o Maradona, să intri la aur și după să pleci. Nu pot să fac asta. Am niște principii. Mai îmi mai spunea un amic de-al meu că planul Deși lui era că... să se infiltreze în aur, să prinde prindă lista și după să pleci. Eu nu pot să fac asta. Adică am niște valori și plus că țin prea mult la Vlad Alexandrescu. Iar eu orice decizie politică iau, să știi că întotdeauna m-am consultat cu Vlad Alexandrescu. Profesorul Vlad Alexandrescu, că nu mai este senator. Mm -hmm. Dacă este să mulțumesc cu săreului, e că mi-a dat șansa să cunosc un astfel de om da, asta e și marea tragedie a atras astfel de oameni în, deci, în interiorul deci omul ăsta este de cea mai înaltă calitate umană ever păi de asta nu mai e senator că nu da. puteai să nu ieșea la calcul acolo ce trebuie. și omul ăsta este mi-aș dori ca țara asta să aibă 10 oameni atât, 10 în funcție de conducere ca Vlad Alexandrescu îți spun că lucrurile ar merge într-o altă direcție Omul ăsta este de o calitate pentru care mulțumesc cu sr Și mulțumesc lui Vlad că mi-a dat, uh, mi dat creditul necesar să pot să lucrez cu el și am fost singurul care a rezistat cel mai mult. Din toată echipa lui, adică am rezistat un mandat. Am mm. stat trei ani și jumătate, aproape. Am lucrat cu el. Și are un stil de lucru greu. Să știi, foarte greu. Și acum, vrei indiferent să... de oră, era acolo. De acolo ai preluat asta cu 24/7 celula la <laughs> de criză. Uh, și acum vrei să devii primar în Joița. care e planul tău pentru Joița? Ca să atingem un pic și un subiect mai local. Cum să-ți explic? Eu am candidat în 2020. Într-adevăr, atât Volt cât și alte partide mici uh, au încercat să mă convingă să candidez la europarlamentare sau au încercat să mă convingă să candidez la pe București? Și am zis nu. Nu. Eu locuiesc în Joița. Voi candida la primăria de domiciliu. Ce caut eu în București? Eu trebuie să produc schimbare acolo unde eu trăiesc. Unde în 2024, joița, nu are apă și canalizare. Unde Ministerul, de, Ministerul Fondului Euro, Europene urlă în ultima perioadă și face apel la primari să acceseze proiectele pe fonduri europene pentru branșarea populației sărace la apă și canalizare. Joița nu are apă și canalizare. Nu vreau să te descurajezi, e o problemă foarte mare, de vreau să zic că nici în sectorul 1 sunt, nu există străzi asfaltate și multe zone n-au -au apă nici și canalizare. Nici nu vreau să mai zic de asfalt, deci ai vis. Ai situații extrem de critice. Atenție, vorbim de o mafie. Hmm. Gândești că m-au amenințat cu moartea. Te-au amenințat cine? Contra candidatul? Primarul? Cine? Nu, nu, niște consilieri. Mi-a zis că e păcat pentru fiul tău să crească fără tată. Tu cum interpretezi asta? Cum ar interpreta orice om sănătos la cap. Sau au fost o perioadă foarte agitată în consiliu, pe când eram consilier, în care mă invitau să le fac felații. Cât de mare Consiliu asta? ăsta? 13 oameni. Eu eram al 13-lea. Oh, nu... 13 oameni. Deci chiar am, și... am, am, candidat în 2020 independent și am intrat. Am fost pe locul 2 la primar. Câte voturi trebuie? Câte voturi a câștigat primarul? 1500. 1500. Păi șanse foarte mare acum. Da, și eu zic la fel. Nu există sondaje, nu există în joița, dar... Am, înțeleg că au făcut cei de la aur ceva și am ieșit pe locul 1 în preferințele joițenilor. Și activă piața electorală din Joița, deci eu sunt de-abia cu București tu țin pasul și așa sunt cam în urmă. În Joița sunt toate partidele și pun candidat la primărie. Absolut. USR, PNL, PSD. E, cred că sunt 8 candidați. 8 candidați în Joița. 8 candidați. Sunt mai mulți ca în București. În București că sunt? 3, 4? <rătări> nu sunt mulți în București. <rătări> dar mă rog, care da, intră în marja da. de eroare. Da, Joița e destul de <coughs> interesantă, ofertantă, în primul rând pentru grupurile de interese. Gândește-te că eu sunt ceva outsider pentru ei. Eu nu am businessuri, pe nu mă pot șantaja cu nimic. Au, 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 avut tendința să se lege de orientarea mea sexuală. Atenție, nu sunt gay. Păi e important să, să, se lege de ce, că ești străit? Că poate <laughs> i deranjat treaba asta. Dacă sunt toți, nu știu, acolo, cum, cum da, tu. Putem să... Adică, dacă vrea să se ofere o frandă jertfă trupească, eu putem dezvolta un proiect pilot la joița și creăm o cameră de plăceri. Și vezi atunci ce sunt. Adică tu înțelegi campania de la joița acum este despre orientarea mea sexuală? Deci asta este marea lor problemă, nu proiecte. Merg pe eu am stradă propus... și zic da. Că... da. Deci eu am propus promenadă. Avem două râuri superbe. Ciorogârla și Dâmbovița, pline de gunoi. Mizerabile. M-am mm. dus în Corea, am venit săptămâna trecută și în Japonia. M-am dus în Corea să preiau modele de leadership și de management al spațiilor care pot fi, care nu dai doi bani pe ele și să le dai valoare. Asta am învățat eu în Corea. Asta mi-a spus la primarul. Asta am, asta am prins eu acolo. Dom'le, o bătaie de joc. Iar visul meu este să fac asta. Să transform Cioră-Gârla și Dâmbovița. Mai am o pași în care nu poți să construiești absolut nimic, pentru că sunt țevile care alimentează Bucureștiul de vest cu apă. Mm. Pentru că la noi este apa nouă. Okay. Noi alimentăm Bucureștiul de vest. Și atunci eu, Vișinel, vreau să dau valoare acestor spații în care bătrânii în care eu, cu fimiu, să mă pot plimba pe o promenadă. În care să mă bucur de zgomotul unui râu. Astăzi nu mă pot bucura că e gunoi. E bălărie, e ceva înfiorător. E ceva ce nu se poate să te bucuri. E ceva ce te înspăimântă. Aș face parcuri reale, două la număr. Dar parc, nu glumele. Avem, într-adevăr, avem, vreo trei în joița. Sunt niște glume alea. Nu? Sunt ceva gen, nu știu, pe 2 metri pătrați. A. Nu. Facem parc. Cuvântul parc. Adică pomii. Serioși. Cu toată infrastructura specifică unui parc. Uh, alocații mai mari pentru copii. copii cu rezultate bune la școală trebuie să aibă o indemnizație de 1000 de lei pe lună. 1000 de lei pe lună? 1000 de lei pe lună. Nu există negociere. Și ce rezultat? Adică cum? De la ce notă sau cum? Uh, trebuie să ai 10 pe linie. 10 pe linie. Nu discutăm altfel. Și mai mult de atât, dacă ai rezultate remarcabile, în sensul că particip la Olimpiade sau... N am înțeles, plus Și... alte, plus câteva, am înțeles, îți dai seama ce presiune la sport, la desen, să nu le dea 9, să nu le dea 8. Știu, doar o că o fie... e 1000 de lei totuși. Sunt, sunt. Uh, ok. Dar eu uh... sunt pentru să stimulezi și cu atât mai mult. De exemplu, dacă participi la Olimpiada Județeană și ai rezultat, automat primești această indemnizație. Mm. Dacă participi la Olimpiada Națională, cu atât mai mult. Ideea că comunitatea trebuie să se deschide spre educație, iar copiii sunt modelul și reperul nostru. Cum ne educăm copiii, influențăm. Educația în juița nu e de cea mai înaltă calitate. Ar putea fi chiar o rușine. Dar... Acest stimulant poate ajuta. Gândește că vreau să ofer uh, niște experiențe inedite copiilor prin parteneriatele pe care le am în general, în general, în sensul că am și organizații și am foarte multe parteneriate, cu școli, cu sisteme alternative din întreaga Uniune Europene în care să trimi copiii cu profesori cu tot să exploreze un alt model de educație, un alt model de predare, un alt model de studiu, un alt, o altă filozofie de a ne crește copii. Plus că modelul după care eu mă ghidez în viață este modelul finlandez. Atât de protecție cât și de Atunci, educație. saună publică pentru cetățenii din Joița este... Un... O una... să fi surprins, dar am și asta. E, e program, încă nu l-am, știu că mi l-ai trimis. Până, până apare episodul o să avem și programul public, așa că... Poate vin și eu, poate vin și eu la Joița pentru o sesiune de saună când, când o faceți. Promit, uh... că faci și pista de bicicletă, sper că e obligatoriu la dialog liber fără pistă de bicicletă, avem bila roșie pregătită ți aici. Ți-am zis că promenada, împreună că promenada trebuie să asigure și această pistă. Gândește-te că practic. visul meu este, am văzut o chestie genială, genială în, în Corea, și anume, efectiv, cum au transformat un râu. O chestie mică, o chestie așa. Au făcut un canal, un canal superb, așa, o chestie mică, care curge acel râu. Pe o parte și pe alta... Dom le au transformat spațiul ăla cu zonă de, pentru să poți să ții un spectacol, zonă pentru pescuit, zonă pentru ceva umor, comedie, o, în toată atmosfera asta este o pistă de biciclete în care pur și simplu îți trec aia prin față, băncuțe, tot așa, o atmosferă atât de animată și atât de plăcută care se întinde pe, nu știu, 100 de kilometri. Hm. Ce au putut să fac oamenii dintr-un râu? Mă rog, care, atenție, mașina ceva. Da. Era un firicel de apă. Un da. firicel de apă care mergea așa. Spectaculos. Iar noi în București, cursul Dâmboviței, tot vorbim de zeci de primari și actualul, tot povestim rezultate, tot în mașină stăm. Nu se poate, adică, poți să, atenție, poți și chiar succesul este parteneriatul public-privat. domnule am atâtea firme în comună. Îi chem pe toți o acești oameni de afaceri și discutăm ce putem face în comun, cum putem transforma. Acest spațiu, în primul rând, este și în beneficiu a angajaților. Poate fi o zonă de refugiu. Și sunt multe firme în joiță. Și poate fi transformarea, realizarea de promenadă atât în Dâmbovița, cât și în Ciorgura, pot reprezenta spații de refugiu pentru angajați. Ai nevoie de asta. Ai nevoie de spații care să te deconecteze uh, joița ea pe ransamblu e o capodoperă. Dar e prost gestionată. Domnule, groaznic gestionată. Acolo e doar corupție, e mafie, e prostie, prostie că nu poți duce și uh, tot felul de rătăciți ai, ai, lui Dumnezeu care stau și își petrec timpul pe social media în de mă Că de ce am Tesla? Fucking. F am ce vreau eu. E, nu e problema ta cu ce conduc. Sau ce conduc? Chiar de asta ți-ai hate ca e Tesla? Da! Azi, azi m-au atacat că de ce le cer bani. Păi și ce voi aici? Că ce... eu am o campanie de le cer bani joițenilor da. să doneze pentru campanie. Da, că în orice țară civilizată, toți politicienii adună de la susținătorie bani. Tu de Nu i de... Nu l obligă nimeni, dragă, să dea. Da. Eu, pur și simplu, mi-am făcut o campanie și zice, bă, amărâtule, după ce ca ai Tesla, mai... <laughs> e comentariu, la mine e pe pagină. Eu nu, eu nu șterg. Da, asta nu e adică antitetic, cum e și amărât, ai <laughs> și să cer și alte emoții într-un singur comentariu. Și, cu da, extrem de agresiv. Și am dat și cv zic, nu, să citească. Da. Bă, că tu n-ai lucrat în viața ta. Așa mi-a scris. Bă, n-ai... uite de mult unde am lucrat. Da. Ceea ce uh. îmi place foarte mult la genul de politică din localitățile mai mici este că e chiar unul la unul. Poți, în mod rezonabil, să te întâlnești cu toți cetățenii. Practic, te poți duce din casă da, în casă nu, da. să vorbești cu ei. Eu chiar merg. Adică, eu da. aseară, de exemplu, am strâns 60 de semnături. Câte trebuie să aduni în total? 100. Deci, ca să înțelegi, în două zile am terminat. Mm. Dacă te pune efort și în seara asta, când aș ai dat așa din mână în mână vreau, pe stradă. Nu, au început să sune între ei. Domnule, a fost un moment de o maximă emoție, cum la fel. Astăzi am izbucnit în lacrimi un copil, un copil de 10 ani, a văzut un mesajul meu pe WhatsApp. La. Acum cu WhatsApp -a, ai chestia aia de story. Da. Domnule, a donat 10 lei. Din alocație, din ce au dat părinții de guvernare, dar da. din banii Știi că am donat 10 lei, știu că nu o să votez și știu că n-am cum să te votez, dar ești cea mai mare speranță pentru mine și pentru familia mea. Și dau 10 lei că atâta am. Și am zis că zic, este cea mai mare sumă de bani pe care am primit-o în această campanie. Chiar dacă, chiar să explicăm, chiar dacă am primit o mie de lei, că am primit și o mie, am primit și, chiar astăzi am mai primit, am primit 3500 de lei cash. 10 lei pe care am primit de la tine, de la un copil de 10 ani, crede-mă, au o valoare mai mare decât aia, 35 de milioane. Sau 3500 de lei. Chiar au, faptul că... Faptul că un copil de 10 ani te urmărește... Și are speranță și se gândește că... El îmi spune că tu, poți face ceva în joiță. Iar părinții mei cred în tine. Atunci, mm. e clar, candidezi în locul potrivit Vișnel, chiar sper să reușești pentru că pe lângă că ești, da, aș povesti cu tine ore întregi, îmi plac oamenii cu energie, oamenii care vin și te fac să crezi că poate să fie mai bine. Că Eu nu îți e pot totul... garanta că voi transforma comuna cum n-a văzut nimeni vreodată. E It's... adevărat, voi ține mult la ideea de parteneriat public-privat și da, voi merge cu cerșitul peste tot în lume ca să transform joița, fiindcă sunt nebun. Îți promit că următorul episod al Dialog Liber pe care îl facem împreună îl facem de la primăria din, din joiță. Doamne, te aștept cu drag. Întrebări de final. Când auzi cuvântul succes? La ce persoană te gândești? Primul gând a fost Codrin. Nu Codrin Ștefănescu. Codrin Lungu e mentorul, omul care m-a susținut, omul care a fost în spatele meu și omul care acum e nașul fiului meu, pentru că eu l-am înjurat, sau am făcut mișto de el, fiind deghizat în moșcrăciuni, și el m-a chemat în birou la el și a fost pe sistemul, cine ești tu? Și am zis că sunt vișinul și cum faci mișto de noi? Păi zic, păi m-ați chemat să fim eu când sunt moșcrăciuni, fac mișto de toată lumea. Asta face moșcrăciuni. Să da, Codrin cine? Codrin este a fost un politic la PNL Bacău, acolo l-am cunoscut și omul ăsta okay, mi-a schimbat viața. Okay. Am înțeles. Și când a m a întrebat de succes, e primul gând la care m-am dus fiindcă el efectiv el mi a dat șansa, că adică uh -huh. copilăria, adolescența mea este strâns legată de acest om care mă verifica, suna, se asigura că am rezultate bune la școală, m-am mutat de la cel mai slab liceu unde eram pe primul loc la cel mai bun liceu din Bacău. Uh, Pur și simplu a avut un rol din ăsta foarte interesant și uneori șocant. A intervenit foarte ferm și tot ce își dorea atât. Atât îmi spunea. Să ai rezultate bune la școală cât de restul mă ocup eu. Atât da. spunea. Să ai rezultate bune la școală cât de restul mă ocup eu. Și asta a făcut. Da, e extraordinar să, să fi avut șansa să ai o astfel de persoană. Mai ales în momentul acela când aveai deci, foarte multe repere de. Doamne, deci omul ăsta a apărut într-un moment și care astăzi este nașul fiului meu și el zi de zi sau ori de câte ori am momente de cumpănă, momente de blocaj, omul ăsta e acolo și îmi spune, da, s-a întâmplat ceva, te pot ajuta cu ceva? Vin o de la mine mâine. Hai să rezolvăm, hai să facem aia. Adică e omul care mi-a dat șansa să fiu ceea ce sunt astăzi. Completat cu aportul lui Vlad Alexandrescu, lui Alexandru Dumitrescu, avocatul care m-a ajutat în toate spețele, pe copii abandonați, pe copii abuzați, traficați și tot ceea ce a ajuns pe masa mea și am încercat să le gestionez, avocatul Alexandru Dumitrescu a fost cel care n-a zis odată nu. Odată. Deci uneori simțeam că e obosit că l-am... Să faci asta gratis e foarte obositor. Mai ales că uneori, unele cazuri chiar sunt foarte solicitante și ele nu devine rentabile pentru că nu au bani. Fac asta gratis. E. Eu nu cer bani de la nimeni. Eu nu pot să cer un copil abuzat bani. Dar dacă pot să fac ceva pentru el, sunt aici să fac. Și voi lupta până în ultima secundă. Am salvat copii care au fost instituționalizați în mod abuziv, furați efectiv din familie și am dus înapoi în familie, prin decizia instanței, pentru că am luptat pentru ei și pentru că aici am avut aportul extraordinar al avocaților, în cazul de față vorbind de Alexandru Mitrescu, au fost și alți avocați care m-au ajutat, de la Galați, de la oamenii care sunt în jurul tău, de fapt, ei te fac mare. Să nu uităm de Mirela Borangel, un psiholog de la Degea Sector 4, care mi-a semnalat faptul că niște fete au fost abuzate, sau există suspiciune că au fost abuzate, sau am avut fete care au fost traficate, au fugit din centru și au fost traficate, de vândute pe 2.500 de lei. Și acest om, nu doar că a avut încredere în mine, a fost cu mine și a văzut prin ce am trecut, eu fiind în funcție, vicepreședinte la autoritate, și duceam o luptă groasnică la autoritate, prin care încercau să mușamalizeze fenomenul, iar eu trăgeam tare și țineam că trebuie să ducem această luptă, unde erau angajați de la pe cei care au întreținut în relații sexuale copiii. Adică cei care trebuiau să te protejeze. Și astăzi acești oameni fac pușcărie. Pentru că eu și Mirela n-am renunțat. Iar Mirela Borangel, care este psiholog la pe Sector 4, care a fost dat afară, a câștigat. A câștigat și acum a revenit. De o lună de zile a revenit la muncă. A revenit după ce aproape un an de zile a stat pe baricade. Care a trecut norocul ei și al nostru că am existat împreună și eu n-am făcut decât să fiu alături de ea și să-i spun că nu renunțăm la ea și că o să câștigăm și că vreau să aibă încredere în noi. Și chiar asta s-a întâmplat, a avut încredere în noi, a trecut ușor peste, gândește că dintr-o dată, mai ales că ai familie. Atenție, mamă! S-a trezit dintr-o dată fără loc de muncă, fără nimic. Efectiv, au dat afară în 5 secunde. În 5 secunde au dat afară. Și m-a la băluță. De fapt, el m-a sunat. Și ne-am zis, nu e ok și mi-a explicat ce s-a întâmplat și, într-adevăr, i-a dat afară pe director. Efectiv, i-a dat pe toți afară. mi nu se poate așa ceva. Omul ăsta a făcut curățenie. Omul ăsta a sesizat abuzurile sexuale. Niște copii au fost abuzați sexual. Avem decizia definitivă a instanței și tu o dai afară? Păi dacă a încălcat fișa postului, că trebuia să zică în inter, pe -a, a zis. Ne simțiți, a zis. Știți ce a zis uh, șeful de la voi? I-a zis, fă curvă, nu o să te creadă nimeni. Cum să spune asta, mă, un copil de 13 ani? Copil de 13 ani. Bă, ăștia trebuie să plece, ăștia sunt niște torționari. Și sunt genul ăsta de indivizi care n-au nicio treabă, sunt în continuare în direcții. În toată țara. de zic că sunt oameni, acești oameni, care au avut încredere în crede mine și mi-au dat spețe grele să le gestionez, ei, ei mă fac mare prin credința lor, prin sinceritatea lor, eu prin entuziasmul și dorința cu care eu chiar duc niște bătălii grele, așa am ajuns mare. În ce găsești optimismul și fericirea în România? Mi-e ah. foarte greu să-ți răspund. Cred că fiecare succes pe ceea ce fac, îmi dă acest vibe și această energie și știu unde am mai descoperit cheia succesului, în medie, cam la două zile merg și fac spa. Uh, mă relaxez sau ne... Uh, îmi creez o atmosferă foarte plăcută și mă bucur de fie în not. Uh -huh. uh, mă bucur de mine. Chiar mă bucur de mine. Uh, călătoresc foarte mult. Abia ți-am zis am venit săptămâna trecută din uh, Japonia. Încă o săptămână în urmă fusesem în Corea. Călătoresc foarte mult. Uh, îmi găsesc ghidajul sau echilibru prin ceea ce văd de la alții că pot și sunt capabil că și eu pot face asta. Iar eu întotdeauna am crezut de micuț când eram terorist în centru și băteam cu lingura în, nu. în farfurie spuneam că e murdară. De ce n-ați la farfurie? <laughs> și nu <l> am bătaie. <laughs> Așa și la îmi găsesc entuziasmul transformării sau succesului prin faptul că văd la alții că pot și îmi spun, pot și aici. Chiar dacă intervine Biserica și Slavăciul, avem problema asta, încă ne ghidează factorul religios în România și când zic ne ghidează nu e vorba că religia în ansamblu, nu. Pur și simplu sunt niște lideri politici care au. lideri religios care au o influență foarte mare în politic și efectiv România în acest moment este ghidată de factorul religios, nu de politică. Politica în România nu există. Există doar religie și atât. În România nu se face politică. Este doar episcopul, patriarhul, mitropolitul și o încrengătură din asta în care ăștia au intervenții direct pe politic și îi dictează. Adică, îți spun, eu când am ajuns subsecretar de stat, păi m-am trezit cu un sobor de preu stăteau la coadă, fiecare cu agenda lui și m-am trezit că Zic, stai mă, ce se întâmplă aici? Dintr-o dată mă invitau la tot felul de evenimente, ospățuri. La un moment dat mi s-a făcut propunerea să mergem la un sex în grup. De către, de... de către preoți. Auleu. Da, 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 vorbesc serios. Nu vreau să te întreb cu cine începi. Sper că între preoți. Sper că nu cu alt, altcineva. Domnule, undeva la o mănăstire la 60 de km de București. Ata poți să zic. Dacă așa se relaxează oamenii. Ce putem. nu Numai să fie ei între ei. Asta îți e singura... mărturisesc că am refuzat. Da. Dar. <coughs> există un dar. Am uh, încercat să monitorizez tot contextul ăsta. Și în continuare fac apel la servicii de această dată să verifice puțin, puțin mai mult zona asta. E periculos dacă intră acolo. Există suspiciuni că preoți sau în cadrul ăsta, în cercurile astea de orgii pe care le organizează Biserica sau practicanții ai Bisericii, sunt integrați și puști, ca să nu spun copii. Deși asta orice problema, persoană sub dacă... 18 ani e un copil. Îți spun că avem această Adică dacă preoții în timpul lor liber își desfășoară astfel de activități, plouă libertatea fiecăruia, deci, dacă intervin alte astfel elemente cum le descriu tu, atunci da, sunt probleme serioase, crime și așa mai departe. Deci, avem această problemă. Asta pot să spun sigur. Eu m-am trezit, scu cu soborul de preoți la ușă oripilat de o serie de invitații. <laughs> că n-am să uit că machi, am, put, am, mers la guvern și revoltat, i-am spus șefei de cabinet. Și măi, voi vă dați seama că de când m-a spus, m am tre trezit cu uh, zimi coadă de preoți în care îmi făceau tot felul de, de, oferte de orgii și asta. Voi ce? Nu mă pot exprima la microfon. Voi ce n-ai susțineți, mă? Păștea? Ăștia care mă invită la orgii, pe unde e moralitatea pe care o promovați și vrăjeala pe care o aveți? Că tot vă afișați cu icoane, cu cruci, și cu asta. Exact asta nu am zis. Un fel de kibuki de dans ăsta, și nu de teatru niște... japonez. Nu, dar e o bătaie de joc. Măi, și proștii, proștii, iartă mă deci proștii, nu doar că pun botul, dar efectiv sunt în, în, în labe așa și vezi o revelație în asta, o, o venerare a ceva ce fucking nu există. Dar da, biserica are acest biserica. Da, biserica are acest rol asupra politicului, pentru că în România încă nu se face politică. Noi nu facem politică, atenție! Nu există, în România nu se face politică. Cine spune că România se face politică este o vrăjeală și te minte în față. În România se face politică reală sau se va face politică reală atunci când biserica nu mai intervine în procesul politic. În acest moment, tot procesul este focusat pe direcția pe care o stabilește biserica. de -aia adopțiile sunt proaste în România, de -aia lucrurile pe adopții merg prost, pentru că de fiecare dată biserica a intervenit. Gândește că astăzi guvernul stă să întrebe patriarhul și merge la întâlniri cu mitropoliții, cu sinodul, să discute despre asistență socială în România. Pă bune? Pă bune? Astăzi. Cam și întrebat-o pe doamna ministru, cum e posibil? Păi nu avem o, diferent, adică o, distincție distinție clară între biserică și și stat, adică politic. Da, care mai e rolul că, tău? Cred că relația cu Dumnezeu e cea mai bună în mod direct, fără Atenție. fără păr, fără să Reține. Parties. Nu doar că sunt un cred, deci eu, credința mea în Dumnezeu este sfântă, este divină, este eu am crescut, adică mie mi-a schimbat viața perioada care am petrecut-o la mănăstirea Măgura. Dar asta nu înseamnă că trebuie să permit acest uh, genocid emoțional și împotriva oamenilor. Pentru că ăștia sunt terminați, sunt spălați pe creier. Iau decizii proaste. De-aia ai aur unde este astăzi. Pentru că biserica a avut un rol determinant ca extrema dreaptă să aibă un câștig, să fie unde este și oamenii să fie în halul ăsta îndupitociți. Efectiv limitați la ce... Adică e mai rău ca în China. este mai rău ca în China. În acest moment, la nivel de masă, adică felul în care biserica uh, reușește încă reușește, mă așteptam că domnule ne-am trezit. Încă reușește să tâmpească mulțime. Mm. E timpul să ne trezim. Într-o sută de ani, românii din viitor se vor uita la societatea noastră de astăzi despre... Și vor râde. Asta ar fi un caz fericit. Crezi că vor fi... De ce vor fi dezamăgiți sau cu ce se vor uita cu dezaprobare la noi astăzi? Ce și-ar dori să fi fost diferit? Bă, ce proști au fost ăștia. Când puteau să avanseze mai, mai să fie mai avansați decât Elveția decât Danemarca. Decât, gândește că comunismul ar fi trebuit să-ți dea lansarea, deci după ce ai trăit 40 de ani aproape sub această dominație în care un om deținea tot controlul politic, social, tot, tot, tot. Tu ești din această robie politică Descoperi libertatea și tot ce trebuia să faci era să o folosești la maxim. În sens în care efectiv să te dezvolți și să devii o nouă nație. Gândește că România a avut o oportunitate în 89, cum nu ne, nu ne putem imagina. Toată presele, deci toată presa lumii era la tine în țară, tu erai victimă, atenție, tu erai victimă, tu aveai șansa să atragi tot, pe, de, tot, de, pe, tot globul ăsta să fie focusat pe tine gen Ucraina cu război. Asta era România în 89. România a fost capabilă să folosească acel context în care, atenție, real vorbind, chiar era o victimă. Astăzi putem vorbi de România supraviețuitoare, care nu-și recunoaște trecutul. Dar România, pe care, România a avut o șansă în 89 pe care n-a știut să o folosesc. Ba din contră a continuat să se comporte ca un călău împotriva propriului popor. Asta a fost Și poporul a avut, într-o anumită măsură, sindrom Stockholm, pentru că a continuat să. Da, nu, nu e. naș aș poporul, mai ales că a fost. da, seva vieții a fost sustrasă din el sistematic timp de decenii. Cine să rămână la, la final? 40 să... de ani, adică... Să renască și să aducă libertatea să o folosească exact. cum trebuie. Da. Care este un sfat frecvent pe care l auzi în societate care crezi că este greșit? Nu știu dacă e un sfat. Ce mă deranjează? Ce mă deranjează la români? E tendința asta de a fi preocupat de capra vecinului. Eu nu sunt individualist. Eu chiar sunt, cred că sunt o fire așa mai de centru stânga. Dar, dragă, nu mă interesează. Efectiv, nu mă interesează cum îți crești tu copii, pui, fericirea, nu știu, găinile, cum dai tu, nu știu, cum îți crești animalul, chiar că stai în pielea goală sau îmbrăcat în curte, e fucking, chiar mă interesează. Chiar vreau să faci asta. Chiar vreau să te simți liber. Nu să te simți că în permanent există un big brother care urmărește când te scarpe la coaie. iartă mi expresia. Că asta suntem, adică atenție din asta. Adică mie mi am place să ies în chiloți în corte și pe efectiv nu-mi pasă dacă cineva îmi pozează că am ieșit în chiloți în curte. Adică de stau la casă. Se uită printre tuia dar așa Da, mă, doare. <laughs> adică e chiar o plăcere să ies. Mai ales când e cald. Îmi, pun un șezlong de la superb de mi le prindă copaci și mă, mă, trântesc acolo pe hamac și stau așa în stare de... și mai și citesc o carte. În chiloți. Știi ce mișto e? Îmi imaginez. E. Deci eu fac asta. Și mai am tendința în care mai comentează câte unul, câte un vecin și mai spune: Stai în curtea mea, stau cum vrea. Mi-aș dori să stau un pilăgă, Da, dacă stau în pilăgă, vă panicați după aia. <laughs> deci, să moară capra vecinului este. nu-și nu are locul. Uh, dacă ai putea să trimiți un SMS către tine la 22 de ani, ce-ți-ai spune în SMS-ul ăsta, aveți care vreo de caractere, deci trebuie să fie așa concis, cu ceea ce știi astăzi, evident. Ce față ai? Dat? Nu uita să-ți asumi trecutul iartă pe ceilalți fiindcă te ierți pe tine. Asumați trecutul, iartă pe ceilalți pentru că te ierți pe tine. Mesaj puternic. Nu știu dacă ai putea emoțional să-l înțelegi în momentul ăla la 22 de ani, dar poate în timp. Eu la 23 de ani am înțeles asta. Da. Am înțeles și spun că am înțeles pentru că a fost, nu știu, a fost momentul în care eu mi-am asumat. gândește mi-a mi fost rușine că am crescut într-o casă de copii. Deci eu până la 23 de ani evitam să vorbesc despre asta. Era efectiv rușine. Deci, eu până la 23 de ani eram. Nu trebuie să știe nimeni că eu sunt din casa de copii. Gândești că asta în liceu era ceva înfiorător. În adolescență, ideea că sunt în casa de copii era ceva înspăimântător aici. Deci are eu... ceva ce. N-aș fi dorit nimănui să treacă prin asta. Ei, eu la 23 de ani, ca zic ce rol are teatru terapia prin teatru. M-a ajutat să-mi accept trecutul, să accept cine sunt și să iert pe cei care mi-au greșit. Și aia m-a purificat. Extraordinar. Deci prin teatru ai reușit să-ți... Da. Să, să faci cumva nu o ordine, dar poate să controlezi oarecum... Cred că să controlezi. Masa de emoții. Da. Dacă ai putea să dai o carte cadou fiecărui absolvent de liceu din țara noastră, ce ți-ai dorit să citească? Sau două, trei cărți, dacă chiar vrei să le dai de muncă peste vară. O carte pe care mi-a citit-o fosta mea iubită, mm. pe care am iubit-o enorm, și pentru care am bucit un an și jumătate după despărțire, Puterea de Ronda Bayer, de atracției. The Law of Attraction? Ceea ce, da. Ceea ce atragi Ceea ce gândești, aia trăiești. E cam un fel de The Secret sau este. E chiar The Secret. A, The Secret, da. Da. Pentru da. Cartel... România e puterea. Aha, e o carte un pic așa, cred că unii se uită la ea că știi că intră într-o niște zone de-asta dubioase în care zici că dacă ai luat cancer, că nu te gândi bine sau te-a dat mașina peste tine că n-ai fost pozitiv. Asta, în mod clar, cred că nu ești de acord cu, cu ideea asta. Bine, nu merg în extrema da, aia, dar doar -a... Că ea, când ea, îmi citea în general. am citit fiecare seară această carte. Ia-ți, își citea cartea ție. Da, da. de deci, ce, efectiv, la somn, tu înțelegi, deci... A, ce deci erați în pas și ia-și citea I-am citea. Ce mea. frumos e atât un obicei. I am citea și spunea îmi spunea așa. Să și eu, e Să nu mai dau bani pe Odibă. <gătă -i> deci, i-am citea, uh, efectiv, da, se punea lângă mine și îmi citea și îmi spunea așa. Știi ce nu pot să înțeleg eu? Cum poți să fii atât de optimist, atât de zen, cu toată suferința pe care tu ai trăit-o? Și citesc această carte și nu doar că te regăsesc pe tine în carte, ci pur și simplu eu sunt topită după tine doar pentru faptul că gândești altfel decât tot ceea ce am avut în viața mea. Eu fiind pe zen, eu gândești că îmi fac colegii la muncă să râdă. Am o colegă la resurse umane care de fiecare dată când mă vede, uneori zilnic sau, efectiv vine și mă strânge în brațe și îmi spune pentru mine ești cea mai mare bogăție pe care țara asta mi-a putut oferi. Ești lumina. Ești oh, tot ceea ce... Și compliment. Gândește că felul în care tu îmi zâmbești în fiecare dimineață când mă vezi e ceva... efectiv simt că mă vindecă de tot, toată suferința pe care o trăiesc la muncă. Atenție, nu fac nimic altceva decât zâmbesc. Mai zic glume, uneori proaste, Da, a, bine, și am de fapt ceea ce stărnește o întreagă revoluție a răsului în minister e le orez de fiecare dată colegilor mei, după fiecare reacție, conversație asta, le spun să fie binecuvântate în pace și lumină. Și da, e. Eu mai Dar, bine decât cu deosebit respect sau cu. Nu. Cum nu. se scrie în mail nu știu, zilele astea. Uh, nu, pur și simplu, a, atâta spun. Să fii. Sau când ies revoltate, le spun să fie iertată. Sau când mă jignesc, le mai spun. Eu te-am iertat, tu să fie. Și eu spun așa, cu un calm. și Eu, eu, eu nu mă revolt, adică eu nu mă enervez. Da. Și asta șochează, efectiv. Le, le șochează pe toate și nu, nu înțeleg cum să se poziționeze. Ei, și acum am găsit printre colege figuri care pur și simplu sunt fascinate de această filozofia mea. Ba chiar am fost a acum acum mai fost a de la Resurse, efectiv vine la mine și mă întreabă, fumești ceva. Nu se poate. Măi, nu, deci noi suntem spume de nervi, iar tu râzi. Râzi prostă și râzi tâmpește. Sine. Ține-te ce fumezi? Vișneal, ăsta e momentul în care trebuie să spun că așteptăm de la tine 13 reguli de viață. Cartea scrisă pentru tineri și nu numai. De a găsi zenul în viața urbană agitată. Da, uite, asta e un challenge foarte. Nu m-am gândit nici o secundă la asta. Asta e un challenge foarte. 13 reguli de viață. Încep cu un blog post și după dacă ai engagement bun Îl transformi în carte imediat Ultima întrebare pentru tine, Vișinel Și după mergem pe drumurile noastre spre casă Îți dăm gratuit o săptămână Cel mai mare banner din București Este chiar aici pe Bulevardul Magheru Este ilegal, mi s-a spus, repet treaba asta Că nu este legal pus acolo Dar imens îl vede tot orașul Ce mesaj, citat, imagine ar pune Vișinel Pentru români, pentru bucureșteni Ce le-ai transmit? Nu uita să faci sex <laughs> E un mesaj foarte important De ce l-ai alege? Pentru că oamenii refuză să accepte că oamenii fac sex. Oamenii refuză să accepte sau refuză să vorbească despre ceea ce ne creează plăcere. Iar noi trebuie să avem curaj să vorbim despre sex, trebuie să avem curaj să trăim sexul și e foarte tare să faci sex. Iar eu fac sex și mă bucur să fac sex și vreau să fac sex de fiecare dată până mor. Vișnel, pe această notă nu mai pot să adaug absolut nimic la, această idee. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialog, îți doresc lectură plăcută și mult succes în ceea ce îți propui. Mulțumesc, să știi că merită. Mi-e mai provocă cu carte. Versi Vișnel. Te îmbrățișez. să faci sex. Asta mi-am pune aici notiță pe, pe, pe hârtie.